meu, i-am spus, iubitule, dacă vrei să te faci de râs și la altele, du-te. Du-te, tata, du-te. Nu aspiră, nu dă cu mopul, dar duce gunoiul, pune vasele la spălat, mașina de spălat. Așa, le mai și scot din când în când. Păi actele se refac. Pe ce alergi tu, alerg eu, normal. E cuvântul tău de onoare că nu, tu alergi după așa acte. E, așa e. Că mașina eu am înscris-o online, și... Online, corect. Are dreptate. M-am mâncat în fond să... Da. Ești gelos. Vezi, uite unde era punctul da, G. Da, da. Gelos. Gelos. Este, este. De ce? Și în ultima perioadă, că el n-a fost așa, dar... Da, nu știu. Deci, cred că de la vârstă. Cred că devin martalog, știi? Martalog. Na, e, mă, și alint câteodată. Nu se manifestă acum. Urât. Cum mă urât? Păi urât, din punctul meu de vedere. Tu poate te simți relaxată, dar eu nu mă simt relaxată. Iar îmi face semne pe sumă. Nu-i fac semne, îi făceam lui Jorge. Care e primul lucru pe care ți-l spune când vrea să te împace? Nu mai fac. Nu vezi, nu mai fac. Care mă, tu... Nu, am glumit. Când mă supără? Da. Stai așa să-ți spun. Pune un vocal acum, ia să vezi. Nu, stai așa. Termină. Ia. Ce fac? Nu fac nimic. Păi nu știu ce vrei să faci, aia mă sperie. Iubita, nu pot să dorm fără pielea ta, te rog. Oh. Vai, nu cred că ai citit asta, hai mă. Să știi că m-a păcălit, că m-am căsătorit. Nu e adevărat. Ba da, m-ai păcălit. Hai mă. Dragilor, bine ați venit sau ați revenit la vorba lui Jorge. Sunt foarte fericit în această seară sau zi, depinde când vă uitați. Am un cuplu special pentru voi, pe sufletele voastre, pentru că n-am nicio așteptare. Vă spun sincer, nici să râd, nici să plâng, nici de nimic. Da. Sunt fericit să i-am aici la vorba lui Jorge. Voi știți ce aveți de făcut? Să dați like, share, să distribuiți la prieteni și să ne dați în comentarii pe cine vedeți invitat sau invitată la vorba lui Jorge. Bine ați venit, Grațiela și Andrei Duban. Bine ați venit la vorba lui Jorge. Am găsit. Bună dimineața. Vă servesc cu o figa normală sau figa light? Cum? Figaro, dacă ai. Figaro. Dar da, ce e asta? Ce e? Băutură răcoritoare. Ia, apă, fără alcool. Fără alcool. Fără, fără alcool. E fără alcool, da, că noi da, nu consumăm. Light sau normală? Da. Îi punem grațiele. Bine light. Te-am găsit. Mulțumim de invitație. Bine ați venit. Nu ne-ai ieșit din prima, ai ieșit din a doua. Asta e un detaliu care, na, mă rog, puțin... Dar ce, trebuia să-ți bubuie sau știu, ce? Știu, puțin cunoaște, știi cum e vorba aia. Dar ce trebuia să se întâmple? Păi, dar nu ne-am văzut că a jucat România și... Acum e, n-a jucat România seara asta și acum ne vedem din nou. Ți-am pus tot figa. E roz, de bărbați. E roze. Roze, cum îți place ție? Cum îmi place mie rozeul, dar nu la conservă. Ce pahar! Da. Sunt numărate, da? Numărate, normal. Bine te-am găsit. Noroc, sănătate, numai bine, ochi în ochi. Ochi în ochi, nu avem voie. Bad sex, cum se zice, 7 ani, nu? Cum e? Frumos, miroase frumos. Este... demisec de origine controlată. Spuneați când ați venit aici că vă place locația, să știți că suntem în birourile Vladila. Sunt prietenii mei care fac tapet personalizat. Noi ne-am făcut acasă și în baie avem tapet tratat frumos. Păi, dacă-s prietenii tăi, normal, dar nu o să ne ia bani, așa că n-am făcut nimic. Prietenii tăi pot fi și prietenii noștri? Prietenii mei sunt și prietenii voștri. Micasa e su casa. Vorba asta la micasa aici. Personalizați, putem să scriem orice, putem să scriem. Vorba lui Jorge. Poți să scrii vorba lui Jorge. Și măscări să scriem pe tapet, să rămână tot timpul așa. Dragul meu, poți să pui și poze cu tine dezbrăcat dacă vrei, dar ideea e să... Alea sunt anecdote. Nu, că după aceea cine vine la noi în casă o să râdă. Și asta nu spun, o să mai poate să deloc. Uite, vezi că a preluat o să râdă non-stop. O să râdă non-stop și ia, uite. Deci voi de când ați venit vă șicanați în continuu. Asta e viața voastră. No, nu, nu ne șicanăm. Sau faceți echipă împotriva altora. Cum nu, noi nu suntem împotriva nimănui. Noi facem echipă... Nu mă, la miștouri. Nu. Să păcălim sistemul, știi? Și să păcălim momentele mai tensionate. În rest, nu ne... Treceți cu umor peste momentele tensionate? Da, încercăm. Da. Cine vine primul când vă certați? Vine el? El, cine da. Vine primul când ne certăm? Da, la împăcare, tu. A, la împăcare. Recunoști. Dar de fapt de-aia ne certăm, că ce... Dulce e împăcarea. Da, știi? Știi de ce nu se mai ceartă bătrânii? Nu, de ce nu se... Da, bravo. Da, de ce nu... Ai învățat gluma de la... Vezi, uite, da. asta fac zici, când e să ia. Așa e. Știi de ce nu se mai ceartă bătrânii? Nu.
Pentru că le-a murit împăciuitorul. E urât asta. Deci încă ne mai certăm. Încă vă mai certați. Da. E bine. Să avem motiv să ne împăcăm. E foarte frumos, arătați foarte bine amândoi. Ați venit de departe, că așa v-am simțit așa de când... Da. În ce zonă stați în București? Aș fi vrut, nu stăm în București și ne mândrim cu asta. A, serios? N-avem probleme cu apa caldă. Băi, deci asta nu știu de... Serios? Da, stăm vis-a-vis de aeroport, în Otopeni, în cartierul, nu spun unde că o să ne viziteze după aia să ne fure bradul din curte. Am înțeles, da. Vis-a-vis de aeroport, într-un cartier foarte frumos și primitor și cu vecini extraordinar de buni. Da, trec avioane pe deasupra noastră. Da, e frumos, e palpitant. Vedem burta avionului. Noi n-avem ceas în casă, nu ne trebuie. Dacă vrei să știi când e ceasul, ce a trecut? Qatar. A, e 21:15. Am făcut orarul. Londra, direct. Da. Da, ce locație interesantă. Da, a fost o decizie pe care ați luat-o împreună sau... Să ne mutăm acolo? Da. Da, a fost o decizie pe care am luat-o împreună și pentru că ne-a avantajat exact în momentul respectiv. Ideea era că ne doream o cameră în plus pentru Armin și datorită șefului, adică... Mohamed Murad. Noi lucrăm foarte mult cu el, în fiecare vară ne mutăm la mare, la casa noastră de vară acolo și muncim, am putea spune. Anul ăsta a fost și ea invitată la un alt hotel din Eforie să facă program artistic, ceea ce eu făceam aici la resortul nostru, în Olimp, putem să spunem... La Fenicia, că tu știi. Și ea la Bacolux. La 20 de minute de mine. Și a fost o vară în care ziua stăteam împreună, cum stăm noi de 20 de ani, la mare, cu băiatul. 20 de ani? Da, el te visa de mult. El te visa de mult, de câți ani sunteți împreună? Și cu ea, de 14. Am știut pe de 14 ani. 14 ani, de 13 ani căsătorit. El de 6 ani te visa. Am înțeles, visa. El de 20 de ani cu tine, dar n-ai știut. Vai, trebuie să spunem una tare de tot. După primii ani, așa, când a început și nouă să... Adică, de la început ne-a mers bine împreună și am făcut echipă bună, dar după ce ne-am mutat la casa noastră, după ce am scăpat de datorii, eram totul... Și cum e și acum? Totul pe rost. Am avut eu proasta inspirație de a reflecta. Și am spus... Băi, crați-mă, eu m-am însurat la 38 de ani, ca să înțelegi. Nu, m-ai cunoscut la 38 de ani, da, m-am însurat la 40. La 40, da. Dacă eu te cunoșteam... Nu încerca. Dacă eu te cunoșteam pe tine mai de mult, tu îți dai seama câte lucruri am fi realizat împreună, la care ea mi-a tras-o foarte simplu și sincer până la urmă. Păi n-aveam cum, că eram la școală atunci. N-aveai cum să fii cu... Băi, sincer să fiu, eu te înțeleg perfect, dacă la noi e invers, eu sunt în rolul Grațiele. Da. Deci, tu ești genul Vital Ocase, da, nu? Da. Nu neapărat, dar și eu când mă gândeam, mă țin minte, eu m-apuc să zic, mă țin minte 90 ceva, când eram, da, 10, da. Când eram, mergeam la discotecă, nu știu, una, da, eu eram la, munceam deja. Munceam deja, te era la discotecă. Eram, deci la voi invers, am aceleași clasă, lume. Era mamă, mă rog. Aceeași diferență de vârstă? Nu chiar. 13 ani? Nu, 10. 10, 13. Da, tot pe acolo. Tot pe acolo. Da, șefa la cifre, la date, la bani. Da, mă, n-ai ce să faci. Șefa la bani. Păi da, ce? Da. Eu îi aduc, ei gestionează. E important să gestioneze. Depozitează. Bineînțeles, da. Nu, orice decizie o luăm acum fără glumă, că e financiar, că e până și la piață, dacă merge și asta, numai împreună discutăm. Sau dacă ne cere băiatul voie să facă anumit lucru sau așa. Zic, o clipă să ne consultăm și cu mami. Sau invers, stai așa să ajungă și tati și împreună, așa ne-am învățat. Nu, așa am zis eu, spune că așa am zis eu. A venit natural lucrul ăsta. Nu ne-am fixat. Nu vă lucrează pe două părți, Armin? Nu. Nu e asta cu... Am vorbit cu mami și ea a zis că e ok nu există așa ceva, e foarte cinstit, sincer și întotdeauna, bine, într-adevăr, Andrei spune că eu sunt polițistul bun și el este cel rău, dar de fapt ideea este că eu știu să comunic cu Armin pentru că am norocul, șansa să fim în aceea zodie și cunosc toate trăirile și știu exact ce urmează mare să spună avantaj, și eu știu exact ce să-i spun ca să-l liniștesc. Sau... Leu sau ce sunteți voi? Pești. Am un acvariu acasă plin cu pești. Iar el e gemen, dar nu se înțeleg.
Nu zic că nu se înțeleg. Acum, Doamne ferește, zici că nu mă înțeleg cu copilul. Sunt mai fără de răbdare, normal. Vreau să fie mai bărbătos, să nu fie băiat. Să nu fie băiatul lui mama, știi, îl vreau puțin mai... Să-l maturizez, să-l da, fac știu, mai bărbat. Da, aceeași discuție avem și noi, dar serios? Băieții care sunt născuți acum în ultimii 10 ani, 15 ani, parcă sunt mai sensibile, așa, sunt da, mai... Da. Bine, el e și zuria și pești și... El oricum s-a născut sensibil, la da. Pești, sensibilitatea nu poți să te înfigi e... un pic așa, să, că se, eu se fig, sperie asta e, și nu e, da. Dar nu merge la el chestia asta, adică Andrei poate să se figă în el, nu știu, nu să... Nu merge să-i zici să-l îmbărbătezi un pic, n-are nu se sperie treabă, mai mult. Dar da, în schimb, dacă eu vorbesc cu el, îi explic, uite, asta e greșit, asta așa, asta așa, înțelege și face. Dacă taică-su zice, nu, faci așa! Că așa am zis eu, l-am nici pierdut. Măcar nu-l aude, dar nici nu-l aude, Armin. Ce? Mă ignoră. Da, este tati. Mai da. Știi vreo poezie din, de pe vremea lui Ceaușescu de când recitai? Nu, că asta era o întrebare pe care voiam să ți-o pun. Da, dar e cineva, că, acum nu să nu te super, că nu, că, dar e cineva care nu vrea să, care nu-mi pune întrebarea asta? Nu, absolut toată lumea pune aceeași. Băi, dar nu știu, dar e ceva ce se întâmplă. Kilograme erau pe bandă rulantă, tovarăși era, și la revedere, cine le mai ține. Eu le uitam de atunci imediat după ce le spuneam, că era, știi, învățai temeinic, cum înveți tabla mulțirii, s-o știi toată viața. Da, învățai și la revedere, dar n-ai pe delit. Da, cum e treaba asta cu bancurile, că eu mereu am vrut să întreb, cum, e vreun truc? Da. Învață-ne și pe noi, cum e treaba asta de ți-aduce aminte tot? E foarte scump trucul meu. Nici David Copperfield nu-l mai poate face. Da, exact. Zice, învață-ne și pe noi. Sigur, dacă vrei te înscrii frumos, te învăț asta, dar... Academia Andrei după. O relație financiară frumos. Glumesc, îți dai seama. Nu este niciun secret. Pur și simplu, meseria mea de actor se bazează pe memorie, iar asta cu bancurile... cum să spun, culeg și adun de când eram mic, de când mă uitam din culise de la Teatrul Tănase la Puiu Călinescu. Eu am furat meserie de la cei mari fără să-mi dau seama că îmi va folosi mai târziu. Adică n-a fost conștientă, știi, chestia asta. După aia, văzând că prinde și așa, dai seama, s-a rostogolit toată treaba. Dar nu eu am vrut, n-a fost o ambiție. Nu, mie nu-mi place când mi se spune regele bancurilor, pentru că nu sunt. Da, te enervează. Bancul știe toată lumea. Te enervează când te cheamă lumea și zici tu un banc? Da, și păi el da, zice, în timpul liber vreme, nu da. Glumesc. Și eu, ca să scap, zic, în timpul liber nu glumesc. Sau, mai am o poantă cu care scap, dacă vă fac să râd, dacă așa trebuie să vă încasez. Și zic, deja ați râs, am pioisul la mine, cum facem? Știi? Mai și scap, la asta, și mai scap. Câteodată îmi face plăcere, dar trebuie să ai și o anumită stare, trebuie să fie și omul deschis și bun, adică nu așa, ia zi-mă și tu un banc. Nu e așa ușor, știi? Lasă-mă pe mine să-mi doresc să-ți spun, să te fac să râzi, știi? Da, e. Dar nu, nici scorțos nu sunt, pentru că știu că oamenii sunt dezamăgiți dacă tu le faci așa. Și m-am întâlnit cu ăla, bă, n-a vrut să... Și am pregătit mereu câte una scurt așa ca să scap de știi, în sensul că știi, de, uite, spre exemplu, dacă tu mi-ai cere acum și ca să scap de tine... Nu, zic, eu nu zic, nu. Știi de ce România este o țară drăguță? Fiindcă are gropițe. Oh. Și cât a durat? 4 secunde și am scăpat și, știi? Mamă, asta a durat. M-a durat janta. M-a durat la mașină. A durat la janta. Corect. Bugetul da, pentru mașină. Îmi dau seama că e la fel cum zice, când ești tu ceva? Da. Vino, când ești tu ceva? Nu știu, n-ai venit cu un CD la tine? N-ai venit și tu cu sticul? Cu sticul. Păi stai, m-ai invitat la nuntă sau vrei să când? Da, mă, corect. Păi da, nu, așa și e, așa adică faci nou un program, corect. Așa. Da, cunosc, de-aia te-am și întrebat că da, mă gândesc că e același sentiment. Da, nu, e plăcut. Vreau să spun că, pe de altă parte, dacă... Nu-l cunosc pe omul acela și doar el pe mine, că m-a văzut și asta. Și îl vezi pe stradă, mergând așa, încruntat. Și dă cu ochii de mine și face... pentru mine e un premiu. Este mare lucru să nu spui nimic și să descrețești fruntea unui om, să-l face... Că dacă eram politician, știi ce-mi făceam? Uite-l și pe ăla! Știi, pe când la mine zâmbesc. Ceea să, ce... să șteargă parbrizul în da, sensul da, da, asta, da. Da, tu să nu-i fie de ochi. Un politician ar spune, domne, a început să plouă. Da, ei, nu știi cine... Ei, am adaptat da. Și eu, că doar stau da. Lângă tine de 14 ani. Nu cred că a fost simțul umorului care te-a atras la el. Nu chiar, energia pozitivă. Asta m-a atras la el. Și faptul că m-a înconjurat cu foarte multă iubire și foarte multă grijă.
Așa, din prima. Chiar s-a aruncat așa cu capul înainte. Da, ai avut curaj. Că am de 13 ani curaj. 14 ani tot am curaj. Da, cam azi. Asta m-a atras la el și faptul că are ochii albaștri. Că nu știam că ea are așa. Și că am doi. Doi. Și funcționează. De ce spun asta? Da, asta este o replică dintr-o comedie în care noi jucăm împreună, la care te invităm. Iubito, îți rămân dator. Abia aștept. Da, o să avem chiar acum la Teatrul Avangardia, la Sala Rapsodia. Pe 21 noiembrie. Noiembrie, da. 20... Nu te mai uita, că îți spun eu. 21 noiembrie. Știi că e șefa la cifre, la date, la tot, la... 21 noiembrie, sala Rapsodia de pe Lipscani. Iartă-mă, te-am întrerupt. Nu, gata, atâta. Poți să repezi ca să nu... Da, fac un tricou. Iubito, îți rămân dator. Care este o piesă doar cu noi doi, scrisă special pentru noi de către Ricard Gwent și... Regizată de el, în care exact sunt problemele din cuplu. Oh. Iar nu cei neapărat din, sală, din cuplul nostru? Nu, din cuplu. Probleme în general. Deci lumea în sală, n-ai cum să nu te recunoști într-una din situații. Și de aia și râd oamenii, pentru că, na, teatrul e mimetic. Da, se așteaptă lumea când te vede să râdă, adică se așteaptă să-i bine dispui. Din prima vin pregătiți așa că... Da, îți dai seama. Andrei Dumas, rețetă sigură, da. Crezi că au dat toate rolurile mele sunt așa, să știi. Am și roluri mai dramatice, mai romantice, nu chiar dramatice. Spre exemplu, un plicul al lui Liviu Rebreanu la Teatrul Dramaturgilor Români. Iar la mine, la teatru, la Teatrul Național, joc în Secretul Familiei Poschet, în regia lui Dan Tudor, la care de asemenea te invit la sala. Hai, că te bai, ce mie îmi place să merg la teatru, mă abia aștept. Serios? Spune Andreea, ce, vrei să fii și tu la teatru? Da. Bine, da, Andreea, ești merge măritată? La teatru. E, la teatru o să te măriți în pauză. Te mărită, grație, la stare liniștită. Facem un casting frumos. Face... Te urc pe scenă. Da, l-a iubit-o, da, chiar, da. Eu te-a, scouting, gata. E un moment în piesă în care, piesa interactivă, e foarte faină. Și are nu mai spuneți moment... asta, că oamenii se feresc de asta. Da, așa. Da, nu, noi lasă grații, are un moment în care iau o fată pe scenă și improvizăm ceva cu ea, foarte fain, crede-mă. Da. Ia uzi, Andreea, te mărităm... Îți dăm și locuri te mărităm față, pe neașteptate. Cum am zis eu, cum formatul ăla, cum... Te mări de nu te vezi. Te mări de nu te vezi. Da, e bun, mă gândesc, da. Da. Acum am zis-o, nu e bine. Da, e ok. S-a furat-o deja. E deja scrisă la un sim, stai liniștit, s-a dus. Andreea, ține minte, nunta începe cu nu. Deci mai stai, mai copilărește. Păi, nu le de la tine, adică ce, stau degeaba? Nu, trebuie să te încasez. Am aici, da, e o glumă de-a noastră, dar zice, păi ce nu înțelegi că nunta începe cu nu? De ce o faci? Nu, asta e glumă, dar știi că vine unul acasă cu prietenul lui și nevastă să începe să sară cu gura pe el. Ce faci, mă? De ce l-ai adus, mă, pe ăsta acasă? N-avem nimic în frigider de mâncare, că n-am făcut. Casa e nemăturată. N-am făcut curățenie. De ce l-ai adus? Mâine se însoară. Să vadă ce l-a așteaptă. L-am adus, că mâine se însoară. Doamne. Of. Să știți că eu am întrebările lui Jorge aici, pregătite pentru voi. Asta mi-a fost frică. Bine, noi îți mulțumim. Hai de mine. Că sunt soft, să știi. Da, și nu e. De-aia am zis că nu am nicio așteptare de la acest podcast, pentru că nu știam ce o să se întâmple. Mulțumim de încredere. Nu în sensul negativ, dragule. Nu, în sensul înțeles. Că poate că mulți ar crede că ai venit la podcast sau că te-am invitat la podcast ca să spui bancuri, să bine dispunem lumea. Eu, sincer, sunt interesat de povestea voastră. Uh-huh. Și pe mine, eu, unul, sunt curios de... momentele în care voi simțiți că sunteți unul alături de celălalt și care sunt cele mai importante momente din viața voastră. Pentru că a râde și a merge la emisiuni și a face haz și a masca un pic viața reală, că na, uneori facem asta prin umor. Nu neapărat viața fără reală, intimitatea familiei, că până la urmă na, ați fost până acum deschiși în ceea ce se întâmplă în viața voastră sau ați făcut așa ați ieșit dintr-o situație, dintr-o glumă, printr-o glumă și... Păi cam așa facem. Cam așa, da. Da. Nu ne dăm nici speciale, adică vezi, Doamne, noi suntem o citadelă în care nu pătrunde nimeni. Nu, suntem destul de transparenți pentru că suntem niște oameni normali, nu cred că suntem fițoși. Da, sunteți foarte mișto. Sunteți mulțumim. Foarte mișto. E părerea ta, da, să știi. Nu toți gândesc așa. Mulți ne-ți ia, uite și la ăia, știi. Nu, sunteți foarte savuroși amândoi, adică, da.
Hai mă, că, și hai, mă, că zici ai tu că de mine, că tu de mine, că nu știu ce, cu tine, că de-aia nu te iau, că mă faci de râs. Că, na, sau... Uite lumea ce zice, vezi? De ce credeai că... Că e mai bine să mergi singur? Sau? Nu, Doamne, ferește! Eu din contră, noi, și la pâine dacă mă duc, zic, mergi cu mine? Da, nu mă lăsa singur. Și tu ești, da, noroc, pare bine, da. Dar nu, așa e frumos. Și avem, când faci duș, ok? De... Dacă nu-i copilul acasă, nu, de ce nu? Nu, în sensul ăla. Ca să mai stai cu ea, nu, adică... Da, numai curând de ieri am vrut să-i spun ceva și ea era în duș și am intrat și am stat de vorbă cu ea. Da, s-a rușinat un pic la început, că noi suntem la început, încă nu ne cunoaștem foarte bine. Nu știu copilul cum l-am făcut. Întrebările lui Jorge. Da, suntem cam dependenți unul de altul și asta nu știu dacă e bine neapărat sau nu. Păi după 14 ani, eu cred că... Păi aia, după 14 ani... Încă sunteți așa... Când s-o sătura de mine, nu înțeleg, eu tot aștept, dar văd că nu se satură de mine. Nu, cred că se satură. Stai alinișe. Cred că te-a văzut în toate fazele. Da, asta normal. Dar e firesc, dar... Așa și trebuie. Cred că așa se leagă ca o relație, că trebuie să-l exact, vezi. Ca să n-ajungi la vorba aia, că și spun unii, domne, trăiești o viață cu un om și pe 20 de ani te trezești într-o dimineață lângă un străin. Pe bune, n-are cum să se întâmple astea într-o familie. Să trăiești cu un om, să nu știi tot și cum respiră. Și ei, cum... hai, nu, niciodată îmi spui niciodată bine, că n-ai da, tu de bine, cel puțin noi, atunci hai să vorbim de noi și gata. Da. Da. Dar mi se pare ciudat, adică n-ai cum să te trezești brusc. Nu știi că a fost o știre când un american sau nu știu de naționalitate avea, după nu știu câți ani, mulți tot așa, aproape 20 de ani de căsătorie, a aflat soția lui că el de fapt nu era surd. Aoleo. Și l-a dat în judecată, a câștigat procesul, i-a luat o grămadă de bani. Și... Nu era surd, fam. El nu era și surd. El de ce a făcut lucrul ăsta? De că nu voia să vorbească cu șicana prea tare. Mamă! Și el nu voia să mă... Da, hai să-ți spun eu una. Cel mai simplu, te desparți. Da. Nu, dar de ca să vezi cât până unde s-a ajuns. Da. Bine, ai zis că american. E posibil. Nu știu dacă asta zic, nu știu ce... Hai să-ți zic una, drăguță. Numai la american. Care nu e banc, nu e nici știre, este o povestioară. Care mie îmi place enorm, apropo de cuplu și de dragoste. Un tip s-a căsătorit cu o tipă foarte frumoasă. Au trăit foarte, foarte frumos câțiva ani, buni, frumoși, după care ea a pățit un necaz. A căpătat o boală destul de ciudată. Pielea feței și fața ei se transforma din ce în ce, câte puțin, în ceva urât. Se urâțea pe zi ce trece femeia, din cauza bolii. Nu vârsta, nu nimic. Înțeleg? Ea fiind o frumusețe. Păi și el pleacă într-o zi, într-o delegație și are un accident. Și își pierde vederea, frate. Și ea rămâne lângă el și îl ajută tot restul vieții pentru că el devenise orb, știi, în urma accidentului. Neputincios. Neputincios. Și a fost lângă el. Ea între timp avansa cu boala până când s-a stins. În momentul în care s-a stins, el și-a făcut bagajele și a plecat. Și a venit un prieten la el și s-a uitat așa la el și zice, stai puțin, cum, ți-ai făcut bagajele singur și pleci singur? Tu de fapt nu erai orb? Zice, nu. Eu nu eram orb, dar ca ea să nu se simtă prost din cauza bolii, a inventat chestia cu accidentul și cu orbitul ca ea să nu se simtă... E real asta? Da, e o poveste. Da. Să-ți vezi ce înseamnă dragostea, ce înseamnă cu adevărat un cuplu, ce înseamnă să ai grijă de celălalt și de nevoile lui. Ia îți dai seama că ar fi fost o frustrată și s-ar fi chinuit enorm din frumusețea aia, el să știe că stă lângă ea. Ți-a plăcut, nu? Nu că mi-a plăcut, mi s-a făcut de găină pe spate, eram, iubirea necondiționată. Exact, da. Exact. Și păi eu n-am fost orb niciodată, dacă ea să nu se simtă prost, am inventat faptul că sunt orb. Wow. Da, țin foarte mult la povestea asta și încerc să o aplic. De ce? Ți se pare că mă urățesc? Sau ce? Și ce? Ți se pare că am început să orbesc? Înțelegi, pe... Ca principiu încerc să... Aia e drăguț, soțul meu, mulțumesc. Dimineața la prânz și miercurea. Miercurea, da. Sunt drăguț în timpul liber. Care a fost cel mai sus moment al lui Andrei și care a fost cel mai jos moment al lui? Din ce punct de vedere? Emoțional, carieristic? Păi, cred că... Sus încă n-am ajuns.
Sunt pe drum. Bine asta. Sunt pe un drum. Bine asta. Da, niciodată nu cred că am ajuns undeva, credem. Pe emoțional, cred că venirea pe lume a lui Armin. Cred că asta este minunea ce i s-a întâmplat. După nuntă, da. Iar din punct de vedere profesional, mi-a plăcut întotdeauna la Andrei faptul că orice realizare pe care el a avut-o, a spus așa, nu pun pe mine, trebuie să stau, să rămân cu picioarele pe pământ. Faptul că am acum emisiunea asta vine și pleacă. Nu vreau să prind aripi să mă duc sus. Să iau heliu, știi? Și am învățat, lucrul ăsta chiar e de aplicat în viața de zi cu zi pentru toată lumea. Mai ales în meseria noastră. Să ai grijă să rămâi întotdeauna cu picioarele pe pământ. Mi se pare foarte important lucrul ăsta, indiferent cât succes ai. Și când a dat cu fața de asfalt? Eram eu acolo și l-am ajutat să se ridice. Vai, ce dulce am fost! Niște apă, niște că apă. E prea... O jumătate de lămâie. Apă cu ruj. Da, are, așa a fost. Așa a fost. M-a ajutat în multe... Eu și soția mea avem... Iartă-mă. Nu, că abia aștept sau cel mai jos moment. Cata. Nu, din punct de vedere emoțional, da, e pe tristețe. Amândoi. A pierdut-o pe mama lui. Da. Când s-a întâmplat asta? Acum cât de... De curând, 7 ani sunt. 7 ani? 2005? Nu. 2015 suntem în... 8 ani. 8 ani se fac, da. Și nu ne așteptam, pentru că era tânără și... Dar nu vreau să vorbim despre asta, că nu intrăm în tristețe. Era un mare ajutor. Era un mare ajutor. Era mâna noastră dreaptă și la 65 de ani. Și ne-a luat și prin surprindere. În momentul când suferi de o boală, știi, măcar ai cu ce să te lupți. Ai un adversar. Da, să faci dintr-o dată un AVC și la revedere să te pierzi în 2-3 săptămâni, e șocant. Nu realizezi, nici acum nu realizezi, știi? Și degeaba spune lumea, domne, că timpul, că cicatrice, că... de unde? Îmi pare rău în fiecare zi, n-am nicio... Îți prostii că... A, că timpul le rezolvă pe toate și că trece dorul. Și că... Nu, mi-e dor de ea fiecare zi. E, da, dar... Na. Mă rog. Da, deci au fost și momente. Să te obișnuiești cu ideea. Au fost și momente, da. Da, nici la mine. Tata a murit acum 17 ani, parcă s-a întâmplat ieri. M-ai văzut? Tot așa un AVC. Parcă nici acum nu vine să credă. El e încă da, cu mine, oricum este. My back, știi? Oricum, sunt acolo cu ochii pe noi și ne ajută. Și... Uite, acum când am simțit cel mai tare ajutorul mamei, după al lui Dumnezeu, bineînțeles, odată cu reangajarea mea la Național din ianuarie, am simțit clar că e mâna mamei. Nu știu de ce. Așa? Ai simțit-o pe ea? Da. Că ea știa cât de mult îmi doresc să mă reîntorc la Național. Nu că n-aș fi jucat, că în toți ani am jucat la particular de-am rupt. Slavă Domnului! Și cred că ea a vorbit cu bărbosul și a zis, hai mă, să-i ned. Pentru că așa s-a întâmplat. Am primit un telefon, chiar de Crăciun, că a avut, grație, o replică senzațională. Băi, o minune de Crăciun. Adevărat minune de Crăciun. E. Wow. A venit Moș Crăciun. Da, m-a sunat de la tot directorul de atunci, e Mircea Rusu, că n-am să uit niciodată și n-am de ce să ascund, și mi-a spus, uite, vrea să te reîntorci, așa, să reparăm. Mă rog, discuția noastră. Și nu mi-a venit să cred, mă uitam, ziceam, nu se poate. Și din momentul ăla am asociat cu ajutorul mamei, pe lângă ajutorul divin, și cred și acum. Wow. Așa cum crezi tu că tăticul tău e în spate și că el e puterea și... Spatele tău, ți-asigură spatele. Ce frumos. Că așa e. Da, e o onoare să joci la Teatrul Național. Și mai cred o chestie. Că s-a întâlnit și cu mămica ei, care e tot acolo, și au zis, hai mă să-i întâlnim. Cu scrâle. Da, hai mă să le facem ăstora. Păi ce, că eram întâlniți? Da, eram întâlniți, da. E, nu, acum așa, că ne merge bine împreună și că nu... Apropo că îți merge bine împreună, noi suntem bucuroși că am rămas sănătoși la cap, pentru că mi-e frică în jurul nostru de câte cupluri se despart. Prieteni, cunoștințe. Și stăm așa și îi mulțumim Dumnezeu că ținem aproape, știi? Și că nu lăsăm să se producă sincope. De la ce pleacă treaba asta? O vedeți așa nu în știu, jurul ăsta. Nu știu și nu vreau să judec pe nimeni, da. Păi, dar nu e vorba de judecat aici. Nu, dar mă gândesc așa că poate faptul că încetezi să comunici cu cel de lângă tine și cred că asta este prima problemă. Că în momentul în care ai tu o problemă, dar de ce nu te duci să o discuți cu cel de lângă tine? Bine,
acum spun asta așa, dar știu că pot fi 11.000 de motive, adică să nu rănești. Poate că nu-ți convine ceva la el și nu-i spui lucrul ăsta ca să nu rănești. Dar dacă nu spui până la urmă lucrurile astea, undeva se adună. Se strâng, da. Bube. Și la un moment dat, practic, bubuie. Bubuie. Și când bubuie, bubuie nasol. Și suferă mulți în jur. Copii, deci de tensionarea. Da, și mă gândesc că, uite, Andrei, am eu un fix, să pună cana așa. Și el niciodată nu o pune așa. Și îi spun o dată, de două ori. Deja îi spun a patra oară și spun, dacă nu pui cana aici, e plăcerea mea să o văd acolo. Bă, ei, el dacă mă iubește, o pune unde i-am zis eu. Mă, tu vrei să-mi fure apa. Ce concluzie am dat? Nu, că am mai multă în cană. Da, ideea este să fii tolerant și dacă știi că ei face plăcere să o pui acolo, pune-mă acolo, mă, ai orgolii cu femeia pe care o iubești, pe bune. Nu asta constă bărbăția. Femeie, eu vreau să pun cana aici și nu discuți. Că atunci aia nu e nici iubire, nici respect, nu, nici macho, nici nimic. Nu ești cu puțin mai bărbat dacă îi faci masaj la picioare sau dacă ea vrea să țină capacul la nu știu ce acolo, lasă-mă capacul acolo, dacă pe ea asta o bucură. Ce ușor poți să o bucuri, vezi? Asta așa ar trebui să gândim noi. Mamă, ce ușor o bucur că pun cana aici. Oh, bine că nu mi-a cerut o cană de aur. Știi? Ei, stai adică așa, că n-am ajuns acolo. Stai că n-am plecat încă. Deci masaj la picioare. Asta e unul din ei, nu chiar la picioare. Vrei să spun sincer? Aveți masă acasă? Uite, da, face semne pe sumasă. Nu, avem un fotoliu. Nu credeam că spui unde îți place să te mângâi și nu era. Păi mi-ai făcut semn și m-am oprit. Altfel n-adoarme, ce să-i fac? Serios? Nu știi de ce nu spune, pentru că e un lucru intim și din păcate în presa noastră, spre aici să dăm un exemplu. Am ieșit la... Femil Pola. Și am spus o chestie, iar unii dintr-o, nu are rost să îi facem de râs sau nici măcar reclamă, au luat din context și au spus soția mea, nu, Andrei, pentru mine, Andrei pentru a făcut o glumă la un interviu, stai așa să zic eu. Da, la un interviu. La un interviu, la Andrei de la Prima TV, știi? A spus așa, că soția mea e frumoasă, nu știu de ce stă cu mine, poate stă pentru banii mei pe care nu i-am. Și așa am spus, pe care nu i-am. I-am. Știi? Și acel ziar a luat ca fără, și da, așa, care finalul. Exact. Soția mea stă cu mine pentru banii mei. Și asta de unde a pornit? Noi avem o glumă de asta pe care am făcut-o. Hai să o facem, să o facem și lui. Așa. Da. Am ieșit odată din duș, stai să nu m-am îmbrăcat, nu m-am îmbrăcat și am întrebat-o pe Grații, fiind așa, știi că... Auzi, Grații, da, ce crezi că ar spune vecinele noastre dacă aș ieși pe peluza din fața casei așa, gol? Ce crezi că ar spune? Că te-am luat pentru banii tăi. Și asta e gluma noastră pe care o facem așa între prieteni, știi? Că te-am luat pentru banii tăi. Și de aici am spus asta în interviu. Și a ieșit ce a ieșit. Și de atunci am alecuit. Nu mai spunem nicio chestie. Trebuie să avem grijă ce spunem, că cine știe ce... Numai aia va apărea. Andrei Duban, o scarpină sau o mângâie pe... Grațiela pe... Pe păr. Pe păr, exact. Da. Deci aveți un ritual înainte de culcare... Și da, faci acel ritual. Și am scoate ochii dacă eu cumva nu o fac, pentru că îmi amintește că acum 13 așa, ani, la prima noapte sau la prima dată când am dormit împreună, eu îndrăgostit fiind iremediabil de ea, lucru care nu s-a schimbat nici în ziua de astăzi, i-am spus, aș fi în stare toată viața să te mângâi așa, până adormi. Și a zis da, dacă ai fi cu mine, că nu, încă nu eram împreună. Și a zis ba, da. Eram împreună din moment. Împreună, da. Dar și a zis da. Eram la început. Și uite, bă, când a uitat de 14 ani și mi-a aduce aminte. Apropo, că m-a întrebat de ce m-am îndrăgostit de el. Uite de asta, că mă mângâia și mă adormea bine. Da, ce? Bă, eu sunt pe post de somnifer. Ce melatonină. Ce melatonină, exact. Optisom. Da, uite, tu poți să faci reclamă la melatonină. Da. Nu, este anti-melatonină. Deci asta e doar... Deci, fetelor, dacă aveți probleme cu somnul, vă rog frumos, apelați numărul de telefon. Nu cred. 07-92-923-6 vine 1. Vă răspunde Andrei Duban. Închiriați-l. Deci e anti-somn, de fapt, am înțeles. Nu. Până când e chiar somn. Chiar adorm. Eu chiar adorm. Funcționează.
funcționează. Da. Și eu după aia plec în oraș, liniștit. Bine, da, asta e treaba lui, doamne. Eu dacă dorm bine, e treaba lui. Nu, n-am avut niciodată asta. Nu, ei. Nu, pe cuvântul meu, i-am spus, iubitule, dacă vrei să te faci de râs și la altele, du-te. Du-te, tată, du-te. Du-te. Așa merge. Mamă, ce ți-a dat. Da, așa îmi spune. Și la Amsterdam, când a fost, gâfâiam pe acolo, pe la ferestrele alea. Mă uitam pe alea. Hai, băgat mâna. 50 de euro, recunoaște. Și a băgat mâna. Asta mi-a dat 50 de euro. Du-te, mă, fă-te de râs și la asta, hai. Hai, mă, că nu îl păcălim, așa. E vulpe. Dar și că noi zicem jumătate adevăr, jumătate glumă. Păi... Dau seama acum, important e că spuneți asta. Știi cum e, rămâne la latitudinea mea să cred sau nu? Da, corect. Întrebările lui Jorge. Yes. Uite, apropo de cană de asta, vezi, bă, cum dă Dumnezeu așa, îmi zice înainte. Așa. Mm-hmm. Face Andrei treburile casnice, aspiră, dă cu mopul, strânge, spală vase. Nu, aspiră, nu dă cu mopul, dar duce gunoiul. Pune vasele la spălat. Mașina de spălat. Așa. Le mai și scot din când în când. Da. Mă rog, nu avem, nu le-am reguli. N-am, care le prinde, da. Care o prinde și ăștia acolo, nu poți să-și lasă, bă, las-o pe ea să fac. Dacă am timp și o să o fac eu. Vezi ce am făcut? Am uitat să vă zic regulile. Ah, pardon. Ce? Răspundeți ce? Cu da sau nu. Voi dați la cameră. E vina mea, scuze. Să răspundeți cu da sau nu și după aia povestim, după aia. Da? Bine. Ok. Bine tot. Ia să vedem. Așa, bine, unele sunt pentru amândoi, unele individuale, vedem exact cum răspundem, care, uh-huh. Da? Trebuie să zicem deci amândoi prima... deodată? Ar fi indicat. Nu, tu adresează-o ori ei. Da. Și când e pentru amândoi... Care e a mea? Asta e a mea? Asta e a ta și aia e a lui Andrei. Am da? Înțeles. Bun, întrebările lui Jorge, răspundeți cum da sau nu. La niciun punct când nu ne-a dat nimeni nimic, acum avem camere, nu te plecăm cu ele. Mai venim, tata. Cu două camere, vezi? Cu două camere? Nu, garsonieră. Așa. Zi, te ascultăm. Grațiela. Aolo, așa. La cam. Da. L-ai prins vreodată pe Andrei? Când voia să-ți facă o surpriză? Da. Andrei, ești gelos? Da. Mai nou, nu eram. Ați făcut vreodată ceva doar de dragul partenerului sau partenerei? Fără să știe? Cum fără să știe? Stai că nu mă prind. Adică să o faceți deși știți că... Nu vă place, dar o faceți pentru că face ei plăcere sau lui plăcere. Da! Am îndoiat dată! Mamă, trebuie să pun și subtitrare acum. Da. Grațiela, știe Andrei cum să te împace? Da! Mângâiat ăla acum. Uite, vezi că aveam și întrebarea asta. Grațiela, e adevărat că stai cu Andrei pentru bani? Da! Hai grijă ce spui, că iarăși nu e adevărat, nu. Vă mai doriți un copil? Nu știm. Eu da. Nu știm. Nu. Adică nici da, nici nu. Adică n-am pus cruce să zic nu, nu mai îmi doresc un copil. Asta că vorbim după aia. Grațiela, Andrei. Știi spinul de la cardul unul altuia? Da. Da! Ați putea dormi în aceeași casă, dar în dormitoare separate? Nu. Prea. Nu prea, nu. Că știți că sunt unele cupluri care au dormitoare separate, se întâlnesc... Nu mai sfărui, deci nu s-a mai mutat. Nu. M-a amenințat la moment dacă se mută, dacă nu mai sfărui, dar între timp am slăbit. Așa, să nu mai sfărim. Da, după ce m-am operat, acum 3 ani și am slăbit, alt avantaj al operației de bariatrie, că n-am mai sfărit din momentul ăla. Câte vreme ai lăsat? 27, 25, 27, nu mai țin minte. Dar pe acolo, 20, da, 20 și un pic. Bravo, felicitări. Mulțumesc. Nu e meritul meu, e meritul domnului Sorin Velici. Păi da, dar după aia, da. Dacă așa menții... este, adevăr, așa e. Da. Da, mă ajută și ea foarte mult. M-am apucat de gătit și asta nu menține. Mă menține slab soția. Porție mică. Păi, hai, Michelin. Michelin. Da. Știi cum spunem noi la astea când aud fine dining? Am fom feuri. Mațe fine. Am fom feuri. Deci nu știi dacă îți mai dorești un copil. Nu știu dacă mai îmi doresc un copil. Ideea este că... Bine, poate nu cu mine. Poate vrea domnul, poate vrea domnul. Doamne, iar vă
vorbim prostii, iar apar... Ce ți-a pus în apa aia? Nu știu. Ideea este în felul următor. Nu zic nu, dar nu sunt pregătită din punct de vedere emoțional. Așa zici și la primul. Da, la primul aveam o inconștiență și de asta l-am făcut. Și acum am să aibă două. Dar tu nu știi cum am făcut primul copil. Nu. Vai, era lumina stinsă. Eu am intrat. Am aprins-o. Grații, tu aici. Și ne-am apucat. Nu, n-a fost așa. Ah, stinge lumina. Data de 19 iunie, ziua... Băi, mai omoră cu datele, jur. Ziua lui de naștere. Păi e ziua lui de naștere și pe asta o știu. Da. Așa. N-am avut bani de cadou. Nu cred. Urma să ne căsătorim... Hai să fac economie. Pe 11 iulie. În același an. Da, la o lună. Pe 11 iulie ne-am căsătorit? Sau 16. 16, mă. Păi nu mă întrebați pe mine. Nu mai știu. Eu de unde să știu? Nu mai știu. Zi-mă pe cât. Așa, nu contează, stai da, să termin povestea, că pe aceea ne băgăm în alte lucruri și uit. Ideea este că n-am avut bani de cadou și i-am zis lui Andrei, dacă tot urmează să ne căsătorim, te las o singură dată să încercăm să vedem dacă se leagă ceva. Dacă nu, mai încercăm peste un an. De ziua ta. Iarăși vreau să am bani de cadou. Să vedem cum ne înțelegem. Mamă, ca și ce punct ok, poplomim, băiatele, nu așa oricum. Și din prima s-a prins. S-a prins Armin? S-a prins. Wow. Armin. S-a mai... Înseamnă, wow. Da, am luat și dita mai trânta. Da, era la o emisiune. Am fost atunci la o emisiune și cu exerciții fizice și... Și am zis dacă era să fiu gravidă, în momentul ăsta clar nu mai sunt. Da? Și când m-am întors de la acea emisiune, am zis hai să... iau un test de sarcină să văd. El nu știa că am luat testul de sarcină. Ți-a m-a întrebat... Da, și am răspuns la tot. Da. Ce crezi? Așa. Și corect. Și corect. Două linii am luat. Am luat două linii la testul de sarcină. Bună asta, foarte bună, bravo. M-a întrebat ce ai vrea, cu ce vrei să te aștept, nu știu? I-am zis cartofi prăjiți, uh-huh, salată verde, salată verde și bere. Și bere, cerut. Da. Am ajuns acasă, m-am dus la baie, am făcut testul. Fine dining. Deci chiar nu mă așteptam. Adică și eu odată să încerci o singură dată, să iei și edita mai trânta. Și când am văzut două liniuțe, mi s-au muiat așa genunchii și zic, Doamne, chiar se întâmplă treaba asta. Zic, dar nu-i spun. Urmează să ne căsătorim în noaptea anunții, o să fac anunțul că o să fie tătic. Și ies din baie. Și el, hai că te aștept... Și mă uit la el, ochii în lacrimi. Ce ai pățit? Sunt însărcinată. N-am putut, efectiv. Doamne, cât aș da să mai aud o dată replica asta. N-ai filmat ca să te uiți la... Nu. De unde să știu că iese din baie? Am crezut, eu am crezut că iese din baie plângând că s-a spart vreo țeavă, ceva, ne-a inundat vecinul sau ceva. Da. Să te mai uiți o dată, măcar așa pe... Și ăsta este cadou pe care l-am făcut lui Andrei de ziua lui. De atunci în fiecare an îmi pare rău că are bani de cadou. Ce crezi că de atunci trâng tot anul ca să am bani de cadou? Wow. Ce nebune ești, că strâng tot anul să ai pot să creadă oamenii ăștia că suntem... Da. Ce să creadă? Ce vă pasă vouă? Ce zice? No. Na, nicio treabă. Odată cu vârsta și cu timpul, din ce în ce mai mult, mai ales după ce am pierdut și pe mama, țineam cont într-adevăr de, eu știu, articole din presă, de ce titluri sau ce spunea presa sau asta, pentru că știam că ea suferea foarte mult. Rai. Dar după ce n-a mai fost mama, crede-mă, nu mi-a pasă și nu mă pasă nici în ziua de astăzi, nici ce spun ziarele, nici ce spune bârfa, nici internetul, nici... Crede-mă. Am eu o vorbă, pot să o spun? E ușor, dar nu e vulgară, e normal, și mai ales că nu e pe televizor, știi? Am spus-o eu la televizor, într-o emisiune de maximă audiență, crede-mă. Hai noroc sănătate. Hai noroc sănătate. Să-ți mai pun? Mai nu, nu, că mai am. Poți să-ți o spun? Te rog. Cel mai bun sex oral mi-a fost făcut de către gura lumii. Acum merită să bem o gură de... Păi nu e așa? Asta trebuia să aibă alcool acum un moment. Hardcore, hardcore e. Mamă, cât de bună e. Wow.
Mamă, să vezi titlul mâine. Sex oral. Michael Jackson. Lasă-mă Michael... să plândă și să câștige și eu pâine. Care e primul lucru pe care ți-l spune când vrea să te împace? Cu ce vine? Nu mai fac. Glumesc. Nu mai fac. Care mă... Tu... Nu, am glumit. Când mă supără? Da. Stai așa să-ți spun. Pune un vocal acum. Ia să vezi. Nu, stai așa. Termină. Da. Ce fac? Nu fac nimic. Păi nu știu ce vrei să faci, aia mă sperie. Iubita, nu pot să dorm fără pielea ta, te rog. Oh. Vai, nu cred că ai citit ăsta, hai mă. Deci implică și pielea, acum care am înțeles. Wow. Ce faci? Mai de la vaccin. Mai da, da. Știi ce? Are umeri vineți. Are umeri vineți de la mine, crede-mă. Da, eu ocupam partea asta, nu știu. Mă crezi? Nu mă crezi, uite, are umeri vineți. Are vânătaie. De la mine. Știi că mă bate? De la mine. Și umărul ăsta, arată-i și umărul. Da, le, lasă, și cotul, ia uite. Ia uite. Wow. Doamne ferește, hai cum să spunem că glumă să nu creadă încă violența conjugală sau ceva. Conjugă. Face dansuri contemporane și vine cu umerii, mă, făcuța, că face dansuri? Da. Da, da. Ce dansuri? Contemporan, dans contemporan. Face curs. Pentru ea, pentru plăcerea... A, da, nu la teatru? Nu, pentru mine, pentru sufletul meu. Pentru plăcerea ei, nu vede nimeni, nu se fac spectacole, nu, e pur și simplu. E un grup de fete care se bucură învățând de la o coreografă foarte n-am tare. N-am făcut balet, dar dacă aș avea ceva să le reproșez părinților mei, este faptul că nu m-au dat la dans. Deși te-ai rugat de ei. Deși mi-am dorit foarte mult. De ei. Dați-mă la dans. Da, da. Cum te rugai el? Și știi, mă, genia, sunteți patru pe capul meu, cum să mă împart? Ele sunt patru surori. Da. Wow. Patru fete, da. Tu a câta ești? A patra. Ultima. Da. A luat ultimul model. Tata zicea... Așa că aici nu, cel mai recent model. Al... 80 și cât ești, nu? 86. 86, da, vezi? Wow. Știi, acum că o să continui așa ușor misogin glumă, asta e problema la femei. Femeile sunt ca mașinile. În permanență apar modele noi. Ma. Da, și alea vintage. Așa, alea... E, vezi că alea... Da. Am niște prieteni care investesc în niște mașini vintage și fac milioane. Da, adevărat. Da, da, da. Și e foarte ok. Și eu îmi doresc. Da, apropo de că sunt a patra fată, tata râdea tot timpul de mine și zicea, ești ultima picătură de pe șira spinării. Wow. Deci acum încep să înțeleg de ce nu vrei tu al doilea copil. Probabil. Și mai acolo o fi ceva, că ai fost a patra. Că... Nu, să știi că am fost cea mai alintată dintre toate. Și am simțit bine, eu cred că este și meritul meu, pentru că eu am educat-o pe mama mea să fie așa cum vreau eu să fie. Și mi-a reușit. A fost cea mai bună prietenă. Așa o văd că e. A fost prietena mea cea mai bună, serios. Da, de la ce vârstă? Cum erați? În ce an e sora cea mare? Păi cea mai mare, Betty, e mai mare cu 12 ani decât mine. De 74. Da, după aceea cu 6 ani Alice. În 80... Okay. În 80. 74-80. Ifi este mai mare decât mine cu 2 ani. 84 și eu. Mamă. Eu cred că n-aveau televizor, știi? Ba da, culmea, dar mai că era al negru și deci cred video. Că mama vrea să vadă ceva culori. Culori? A, stele verzi. Na, și mai avea tata o glumă. Că ne strângeam toate de Paște și surorile mele mai mari care între timp se măritaseră, veneau acasă, fiecare, eu vopseam pe Betty, Betty pe Alice sau eu stăteam cu bebelușul și ne strângeam toate în bucătărie împreună cu mama și venea și tata. Câinele meu era Nero, era băiat și spunea tata lui Nero, Nero, Neruțile, hai să plecăm de aici din bucătărie printre atâtea crăpături, o să ne ia curentul. Oh. Iar deci, eu fii atent, am vezi, spus-o. Avea chestia asta, că l-avea pe tatăl ei care era... Hitru. Da. Și am scos o glumă, am scos-o eu, am împrumutat-o și am modificat-o. Zic, băi, după, nu mai știu când am scos gluma, acum câțiva ani, și ziceam, băi, după 10 ani de căsătorie, eu, în sfârșit, am găsit punctul G al soției mele. Știi unde era? În Grațiela. La soră sa. Alo! Și au început cele trei surori cu care am o relație foarte ok. Care dintre ele? Auzi, la care te-ai referit? Tot în glumă, firește. La care din noi te-ai referit? Am crezut că găul de la Grațiela. Nu, dar știi unde au femeile punctul G, nu?
La sfârșitul cuvântului shopping. Oh. Băi, mi-ai pus o întrebare la care nu puteam să răspund. Da, nici normal, cu da, nici cum. Vezi, nu, asta nu. E o întrebare pe care nu pot să pun un bărbat. Că te-am ajutat și am spus imediat răspunsul, da, ca să nu te pun în prezentație. Trebuia să mă mai lași 3-4 secunde. Nu, nu, noi nu facem așa între noi, noi ne ajutăm. Da, ok. E manage exact, power. Power. Da. Doamne, nu că m-ai blocat, sincer, că m-am stat să mă gândesc ce zic. Unde o ce zic? Da, mă sau dau zic un bilet, nu mă dau. Știi sau nu știi? Și acum te întreb eu, știi sau nu știi? A, eu știu doar la soția mea. Doar la... Știi ce mi-a venit în minte? Un gând pe care nu pot să-l spun. Da, eu am râs la el. Ah, ok. Ești gelos. Vezi, uite unde era punctul da, gel. Da, da. Gelos. Gelos. Este, este. De ce? Și în ultima perioadă, că el n-a fost așa, dar... Da, nu știu, deci cred că de la vârstă. Cred că devin martaloc, știi? Martaloc. Na, e, mă, și alind că toată. Nu se manifestă. Da, nu. Ah, urât. Cum urât? Păi urât, din punctul meu de vedere. Tu poate te simți relaxată, dar eu nu mă simt relaxată. Iar îmi face semne pe sumos. Nu-i fac semne, îi făceam lui Jorge. Asta e bună. Nu, trebuie să punem un GoPro de desubt aici. Da, 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 bravo, da. Ca să vedem când exact, strângem. Exact, când o să mai chemați cu bluri, da, să puneți fără să știu. De câte ori să ciupesc, de câte ori să... Uite ce idee bună. Nu ți-am făcut ție. Am făcut lui Jorge semn pe sumos. Vezi cum te sifonează. Deci ai devenit cu vârsta din ce în ce mai gelos. Da. Nu cu vârsta, atea cu un an jumate, cam așa, doi. S-a întâmplat ceva? Da, am plinit vârsta de 50 de ani și cred că ăsta e un prag. Probabil. Dar încă am răbdare. Încă am răbdare, încă am toleranță. Poate-mi trece. Să-i treacă. Păi, vorba aia. Bine, mi-au ieșit câteva fire de păr, dar... Ai. Unde, mă, de ce minți? Cum adică de ce? Păi ai tu fire de păr alb în da? Cap. Trei, eu te le arăt acum la cap. Să-ți spune rău, jur. Așa amuzant sunteți, doamne. E, ce să zici tu acum, da? Neta, că tot ne-ai chemat. Ei, păi... Nu, eu nu cred că vorbim că e politicos. Nu, nu, chiar nu. Nu, sunt... e foarte bine crescut. Asta da, asta da, asta le datorez părinților mei, că da. Tata era profesor de engleză și era foarte... impunea foarte mult respect și cerea de la noi să fim și de la mine și de la soara mea să avem o anumită conduită și să fim respectuoși în primul rând. Asta era cuvântul. Smerenie. Asta era cuvântul care eu am rămas după relația mea de 21 de ani cu tata. Asta e cuvântul care eu am rămas. Fii smerit. Asta îmi zicea întotdeauna. Eu eram pe perete, zmeu, nu avem nicio treabă. Nu. Dar asta e cuvântul care mi-a rămas mie în cap, da. de la tata. Ceea ce îl învățăm și noi. Păi Armin, am vrut să spun, dar n-am vrut să mai exact continuăm. Exact același lucru, da. Da? Să mergi mai departe. Armin, da. Și cum, ce înseamnă smerit pentru voi? Zici tu? Nu. Hai zi tu. Jumate. Hai zi. În sensul că nu lăsăm în ziua de astăzi, în la școala unde e, în colegii pe care îi are, sunt foarte multe motive de a se pierde și de a lua este heliu, la o școală privată. Pun eu. Și atunci, întotdeauna noi încercăm să, nu încercăm, chiar îi spunem să rămână cu picioarele pe pământ, să se uite în jos întotdeauna și nu în sus, să se bucure de ce are, dar nu în sensul de umilință, adică înțelegi metafora, să se uite da. Și să se bucure de ce are, nu de ce nu are și să fie frustrat. Cam asta e acum, la 11 ani, smerenia. Să nu se dea mare niciodată. Să nu se laude cu ce are, să nu umilească pe nimeni. Să nu judece pe nimeni. Să fie bun. Să nu se creadă mai presus decât alt coleg sau altă colegă. Și asta e acum la nivelul ăsta. Odată ce o să crească, o să adăugăm, bineînțeles, cu alte principii de familie, de da, respect pentru e femeie. E importantă. Și așa, exact, exact. Este cel mai important proiect al nostru, îți dai seama că... Da. Tata îmi zicea, asta e o chestie pe care n-am zis-o până acum, îmi zicea, nu vreau să fiu umil. Vreau să fii smerit. Ah, da. Că dacă ești umil, poți să fii umilit. Fii smerit. Și eram, ce frit de la mine, mă, lasă-mă, face-mă, că... Da, și să știi că spunea foarte bine și la fel o să-i spunem și noi apropo de umilit, pentru că noi și așa ca nație suntem singurul popor din lumea asta care are proverbul ăla tâmpit și idiot. Capul plecat, sabia nu-l taie. Și așa am fost mereu din istorie, obedienți, ne-am înclinat la turci, ne-am înclinat la... Fii, bă, demn, bă!
Fii de uite-te în istorie, că am avut niște conducători demni care au preferat să-și vadă copiii cu capul tăiat știind că urmează el, dar nu a renunțat la credința lui. Așa vreau să-l creștem și noi, bărbat cu principii, nu fleștile astea de acum din politică. Pentru că noi de asta trăim atât de urât în ultima parte de după Revoluție și așa mai departe. Pentru că nu avem conducători patrioți care să iubească țara. Avem niște... Nici fătălăi, nu? Da. Ia, mai ia niște... Am înțeles, mă! Mă stinge soția, mă stinge imediat soția. Da. E un subiect Da, nu vreau să-i sensibil, că iartă-mă că am divagat. Am pornit de la smerenie și de omul în milință și de asta am ajuns acolo. Era o întrebare pe care am vrut să adresez, dacă ai fost tentat sau ai fost curtat de vreun partid, dacă... Oh, sigur că da, sigur. Dar... Ai fost tentat? Prefer să... Ce am spus puțin mai devreme, să le stârnesc oamenilor zâmbetul pe buze, nu încruntarea. E bună. Dar roast-ul cum e? Crezi că e perceput prost la noi sau bullying-ul ăsta care apare așa dintr-o glumă din asta proastă? Sau că e, știi, a plecat așa în ultimii ani un bullying din ăsta pe care nu-l mai putem stăpâni. La americani era roast-ul și începeau și făceau... E diferența glume. Între roast și bullying, într-adevăr. Dacă e făcut cu umor, dacă e un umor de calitate... De acord cu el, pentru că umorul este apanajul omului inteligent. Și vreau să cred că sunt înconjurat de oameni inteligenți care râd din cauza asta, știi? Dar bullying-ul care datorită. Să te fac datorită. Bullying-ul, dar cum am zis? Din cauza. Scuze-mă, s-a obosit. Dacă, uite, vezi, cam uite, așa începe. Dacă bullying-ul te face să suferi și te închide și te jignește, aia nu mai are nicio legătură cu rostul. Adică da. Rolul rostului este să te bine dispună, să ai un spirit, să-ți ascuțească mintea, să faci un mișto fin, știi? Un fel de caricatură. O caricatură, foarte, foarte bine aruncat și spus. Uite, vezi cum te completează ea pe tine. Da, păi de-aia a rămas lângă mine, că altfel... M-am calificat pe... Pentru mondial. Se califică România până la urmă? Da, se califică. Am vorbit eu. Mergem împreună? Am vorbit eu cu ei. Mergem acolo. Acum, na, că dacă tot am zis la începutul podcastului, de-aia am reprogramat că trebuia să filmăm săptămâna trecută și... Da, și îți mulțumim pentru asta și ne cerem scuze. Na, te știam microbis și... Dar sunt sigur că restul echipei tehnice mi-a mulțumit. A zis, ce bine că n-am vrut ăla, că n-am putem și noi să vedem. Cristi a zis, v-a urat de bine. Nu, glumesc. Da, și uite că a câștigat acum cu 4-0, da. Deci mai avem șanse. Ca lop de sănătate, sigur că da. O să vezi că îi batem pe toți. Și eu simt așa că o să mergem la europene. E un vibe bun acum. După aceea o să... Nu, eu vezi că la europene... Zici? Nu se întâmplă surprize, da, bine. La europene mereu se întâmplă surprize, să știi. Uh-huh. Eu abia așteptam un campionat. Mi-e place de fotbalistul cu codiță. Nu știu cum îl cheamă, dar de el, Daș. Aseară, Drăgușin. Fundașul ăla mare, masiv. Fundaș, da, aleargă. Și, nu, Moruțan ți-a plăcut mult. Moruțan. Și Lucian, cum îl cheamă? Care a dat gol. Primul gol. Stanciu, mă. Stanciu, mă. Nu, cum îl cheamă? Cristi Stanciu. Nicolae Stanciu. Nicolae Stanciu. Mie îmi place foarte mult de Iannis. Vezi că era el. Cristi Stanciu e în radio. Da, Nicolae... Mie îmi place foarte mult de Iannis Hagi. Este un exemplu pentru generația lui și... Hai de mine, mă unge pe suflet când... Este un exemplu apropo, care avea toate motivele să fii băiatul regelui, știi că îți pierzi ușor asta. Da. Apropo de smerenie, el chiar are. Știi? Are și educația de la Hagi, care i-a crescut pe amândoi, din câte am văzut. Absolut, și pe absolut. El fiind un om foarte smerit și un om extraordinar. Pot să spun că l-am cunoscut în câteva situații și m-a uimit. Da, este de o smerenie. M-a uimit în mod pozitiv, da, și e un idol pentru mine și mi-aș dori și eu la fel să pot să-l cresc pe Iannis. Și ca fotbalist și ca părinte. Bineînțeles, și ca părinte, da. Și tu ești mai vorbim. A, băi, cu doi băieți în casă ce să fac? Toată ziua aud... Da. Este și place și e colerică, e pasionată. Dacă prinde, Dennis, handball, nu e călare pe ele, crede-mă, nu. E o plăcere să stai. Da, eu am mare noroc. De obicei sunt soții care, dragă, lasă-mă în pace cu fotbalul tău și lasă-mă în pace. Mai schimbă și tu, nu, se pune lângă noi și participă și asta mă bucură tare mult că e deschisă la... Păi eu am de la tata asta, eu sunt rapidistă. Singurul ei defect. Opa. Singurul ei defect. Asta e, că e rapidistă.
Da, ai văzut ce pasiune e acolo pe stadion. Da. Cea mai frumoasă galerie. Este. Nu numai galerie. Frumoasă. Stai puțin. Acum, Ana, nu pot zic că eu nu țin cu rapid, da. Dar, într-adevăr, atmosfera de pe stadion nu e creată doar de galerie. E de toată lumea care e pe stadionul ăla și asta mi se pare fascinant, că toată lumea care vine la Rapid... Noi avem o regulă. Dacă Rapidul joacă cu altă echipă, eu și Armin ținem cu Rapidul pentru... Așa. Pentru Grațiu. Dacă joacă contra Stelei, îmi pare rău. Ei, Steliști, eu Rapid. Dar nu, n-am o problemă. Asta și eu țin demenți. Cu Steaua când... Da. Asta respect la ea, că și ea ține cu noi și... Da, ne împărțim. Ne cu noi, zici că ei joacă, mă, uite, dar... Nu, eu cu Armin jucăm, ce ai? Joacă, îi place lui Armin să joace? Da, chiar este în echipa CS Atletico Topeni. Da, are antrenamente, este înscris în ligă, joacă are în fiecare meci. Sâmbătă. Sâmbăta trecută au avut două meciuri, la două grupe diferite. Pe primul l-au pierdut, din păcate, cu Dinamo. Și pe al doilea l-au câștigat. Cu 5-3 și l-a dat un asist. Da, nu zicem cu el, cum? Bine, dar el mai joacă și polo. Da, e capitanul echipei de polo. La polo e mult mai bun ca la fotbal. Wow. Da, olimpic. A fost de curând, înainte de vară, a fost într-un turneu de pregătire, într-un cantonament la Varna. Și la un dat, când le dădeau telefoanele și așa, am vorbit cu el și zicea, era foarte entuziasmat și încântat. Tati, am jucat cu unii mult mai mari ca noi și ne-au bătut cu 20-1. Păi și de ce ești, mă, vesel? Păi ăla 1, cine crezi că l-a dat? Eu? Oh. Și de la jumatea bazinului, tati. Mamă, bravo, mă, băiatule! Mi-a plăcut atitudinea lui. Ce tare! S-a bucurat că a dat gol și nu l-a satuflit că i-au bătut ea cu 21. Erau de două ori mai mari. Putea să-l dărâme așa un pic. Dar uite, vezi ce înseamnă mentalitate. Mm-hmm. Asta mi-a plăcut, de-aia ți-am și povestit. E ambițios, e foarte ambițios. Bine, dacă l-aș întreba, eu știu că pentru sufletul lui i-ar fi plăcut să fie atât de bun la fotbal, nu la polo. Da. Dar... Da, e pe un drum, Trebuie să se antreneze mai mult și... Da, e necesită multă... Da, el vara face pauză pentru că merge cu noi la resort, la Fenicia și... Și atunci pierde. Pierde mult, dar după care recuperează și... Se duce la Academia de Fotbal Hagi, care e la, da, să știi că la Ovidiu și acolo e aproape de la mare, imediat la Ovidiu. Mi-ar plăcea să pună Hagi un apel, să scoată un fotbalist din el. Ai putea dar să mai stăm puțin, mai stăm puțin. Mai stăm puțin vara. Pentru că vă spun... Veris, măcar dacă tot. Da? Vă spun eu, copilul meu nu o să fie fotbalist. El cred că o să meargă pe actorie. Părerea mea, deși nu-și dorește. Deci să ne înțelegem. Nu-și dorește. Face de dublaje, de desene animate. De vreo 2 ani de zile, dar le face cu așa mare ușurință, încât mi-am dat seama, adică mie nu-mi place să-mi laud copilul. Da, cel puțin nu public. Nu public. Așa, noi în casă vorbim și așa, e bucătăria noastră. Dar, așa cum îl simt eu, pe partea asta artistică este. Pentru că are o sensibilitate, pentru că are o inteligență emoțională foarte bine dezvoltată și eu zic că o să mă rugă pe chestia asta, dar încă el n-a descoperit bucuria. Încă nu a fost implicat, dar eu sunt sigură cu cât o să crească. Acum începe preadolescența și sigur în adolescență o să-și dea seama că de fapt e făcut pentru... Iar sportul o să-l ajute să gândească într-un anumit fel. Deocamdată noi am dat și îl încurajăm să facă aceste două sporturi, tocmai pentru a ține puțin mai departe de tabletă, de YouTube, de PS-ul. Are timp, ca orice copil. Nici nu-l ține sub clopot să fie exclus de societate și să nu poți să-l duci la mănăstire, dar cu măsură. Încercăm să punem măsură în spălatul ăsta pe creier al internetului, știi? Și încercăm să comunicăm foarte mult cu el, adică să-i înțelegem și dorințele, să nu impunem totul. Adică eu i-am explicat polo în notul, adică îl ajută foarte mult să aibă un corp armonios. Așa e. Serios. Așa e, atunci știi... Că la un moment dat obosise. Dezvoltă toate grupele de mușchi. I-am explicat, gândește-te că polo e ca un medicament care te dezvoltă sănătos. La fotbal are el mici chestii tristeți, să le spunem așa, pentru că nu poate să ajungă la nivelul la care și-ar dori să fie. La o performanță mai mare.
Iar la școală i-am zis, mama trebuie să-mi... Când mă întreabă, mama, dar eu nu te-am văzut pe tine niciodată când te duci la magazin și plătești să faci vreo fracție sau vreo ridicare la putere. Logical, minter. Mi-aduc aminte și eu reproșeam mamei același lucru. Adică eu mă recunosc. Am avut niște meciuri cu el din punct de vedere al matematicii. Și am spus, mama, și mă întreabă, dar pentru ce trebuie să învăț lucrul ăsta? Pentru ce? Că nu, în viață nu o să-mi trebuiască. Și am zis, mama, pentru examenul de capacitate. Pentru el trebuie să învăț. Că trebuie să treci de el. Trebuie să treci de acest examen. Că nu am știut ce să-i răspund, că într-adevăr copilul are dreptate. Că la magazin când te duci nu faci fracții. Da. E logică. Îți dezvoltă și... Am încercat eu să iau, poate și... cine știe, mai târziu, arhitect, ceva pe... Na, nicio treabă n-are. Am întrebarea de la sponsor și vreau să văd dacă știți răspunsul la următoarea întrebare. Care este noul sortiment lansat de către Figa? Figa cu piersici, Figa light, Figa cu ghimbir sau Figa cu pepene galben? Uite asta, zic light, tu? Că e în fața mea. Uite, mă, eu zic știut, light, mă. Eu zic light după modul cum ai frazat-o. Deci eu spun că e o șmecherie pe care la tine, da. Actorie, în actorie o prins foarte repede. Ai pus valoare mai mare pe light și restul de fructe. Și indiferent că nu știam, mergeam pe intuiție pentru că din răstirea ta. Iar eu îți spun sincer de ce am zis light. Pentru că la început când ne-a servit a zis, uite ceva nou, acum a scos light. A, s-a dat și de gol. Da. Măi, eu vreau să vă ajungem să ne încurcăm între noi, că nu ne... atente la detalii. Nu ne încurcăm, că ne ajutăm, n-am zis așa. N-am zis. Figa conține 12% suc de fructe, iar ingredientul principal este guarana. Are efect tonic și revigorant, ajută la prevenirea oboselii și menține un nivel ridicat de concentrare fizică și psihică. Nu conține coloranți și nici conservanți. Ai, bio, mio, frio, a? Yes. E bine. Da. Băiat sănătos, familie sănătoasă, cum e... Noi nu bem cafea, deci putem să... Nu cafea? Nu. Foarte rar, eu. Asta. El mai beau foarte rar. Cum ați reușit asta? Sau nu v-a plăcut niciodată? Zici tu? Că zici tu. Eu îți spun ce mi s-a întâmplat mie. Părinții mei erau cu cafeaua în sânge. Adică mama la un moment dat bea cafea în loc de apă. Și țigări, mă rog. Și la un moment dat am gustat, mi s-a părut atât de amară, da, atât de amară, încât am zis, de ce să beau porcăria asta? Și de atunci nu-mi place ciocolata, adică nu mănânc nici ciocolată, ce... Se vede. Ce să zic? Foarte rar așa, dacă e să iau o ciocolată, să zic, dacă aș mânca, cred că o ciocolată întreagă pe an. Adunat așa. Ei, nu, că mănânc, cred că mai mult, nu? Ciocolată? M-ai văzut pe mine că cum cumpăr vreodată ciocolată? Nu, niciodată, nu. Nici înghețată? Nici înghețată. N-a înghețată. Nu, știi, pot să zic ce... Da, din copilărie. La podcast, nu? Kinder Cards. Ok. Ăla e desertul meu. Da. Acolo eu. Plăcerea e nevinovată. Plăcerea mea nevinovată și Pepsi Cola Vintage. Ăla Vintage. Ăla-l rupem, da. Da. Ăla-i păcatul meu. Recunosc. În rest, țigări nu, cafea nu. Cafeină acolo. Da, probabil. Da. De acolo ne luăm doza și atunci nu mai trebuie cafea. Da. Să știți că la vorba lui Jorge avem o rubrică care se numește La nebine sau la greu. La nebine sau la greu? Sau la greu. Ce tare. Și acum, da, dezvoltați dacă doriți. Răspunsurile vă aparțin, întrebările îmi aparțin. Uh-huh. Și pentru amuzamentul privitorilor am scris aici niște întrebări. La comun sau pe rând? La comun. Aha, ok. La comun, da. Ia la nebine sau la greu? Să dorm pe preș o săptămână sau să vină Armin să doarmă o lună la voi în pat? Să vină Armin să doarmă la noi. Clar, cum să dorm pe preș? Doamne, iertu. N-ai dormit niciodată pe preș? Nu, nu. N-a ajuns pe preș, nu. În stadiu. Că nu, pe preș nu. A știut să facă... Frumos. Preșul l-am pregătit. Magic touch, vorba inei, nu? Fără pielea ta, cum era, cum sună. Am înțeles cum începe să te ia. Băi, ce înseamnă să fii actor, mă. E frumos așa. E, da, da. Are text. E dependent. E dependent, l-am făcut. L-am făcut și pe asta. Zise mâța cu șoricelul în... Să sune telefonul din oră în oră noaptea sau să-ți țiuie o ureche o săptămână. Bă, să sune telefonul, că-l dau pe silent. Păi nu, să sune. Să sune. Îl bag super. Păi cum să-ți
ții ureche o săptămână, îți dai seama, e un disconfort total. N-ai putea să... Parcă dau un pic, așa, după aceea imen, trece, 3, nu? 30 de secunde. Știi cum ai făcut-o ca ala să duci unul de 88 de ani la doctor? Eu, domnule doctor, că mă fac amor, îmi simt așa un fluierat în ureche. Dar câți ani ai tatai? 88 de ani, păi ce vrei să auzi, aplauze? Așa și să ții urechea o să... La nebine sau la greu? Să sughiți o zi întreagă non-stop sau să aterizeze forțat avionul? Să sughiți! Să sughiți o zi întreagă, dă-o încolo, că bei apă! Să sughiți! Aole, asta cu avionul la grații, nu, nu, nu. Aterizeze forțat. Nu-ți place cu avionul sau? Nu. De la o vreme. Cum sunt eu cu gelozia? Că înainte nu, înainte zbura. Și în ultimii ani a devenit fricoasă la avioane. Dar nu că fricoasă, face atac de panică, îi transpiră. Da, urât, urât. Noi nu mai putem să plecăm nicăieri din cauza ei. Serios? Păi, serios. Da. Știi ceva? Ce aș putea să fac să nu... Ce? Acum ce mi-a venit în minte. Îți recomand un himnoterapeut să începi niște ședințe. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Gata. O fac. Ce e azi? Luni. Marți la 8 suntem la el. Face și online, deci e ok. Tocmai l-am avut pe Adrian Rusin în primul sezon la Vorba lui Jorge. Și este român, el a făcut în școala la facultatea din New York de hipnoterapie, a fost și profesor la Universitatea din New York. Ce tare! Și e foarte tare, noi lucrăm cu el. Și zici tu că mă poate scăpa de chestia asta? Da, și tu să ai încredere că se poate. Deci a fost ultimul zbor, l-am avut în Londra. Londra. Așa. Și acum tot am... Doi ani. Și înainte știam că am problema asta cu zborul și am întrebat ce aș putea să fac. Și mi-a recomandat cineva, ia un film și uite-te la film. Și mi-am pus Elena dintr-o ea că ținea 2 ore și un pic, exact că ținea zborul. Hai să vezi ce a făcut. Mori. Și a început atacul de panică și au început transpirațiile. Aveam genunchii ca de gumă, tremuram, mă sufocam. Și zic, hai să-mi pun film. Și mi-am pus filmul. Și după primele 2 minute, știi, când te uiți la film, se înroșește chestia aia. Dacă apeși pe ăla, vezi cât mai e. Vezi cât mai e din film. Și apăsam din minut în minut să văd când se înroșește aia mai mult, să știu cât mai e. Cât mai e din zbor. Deci a fost ceva. Și de atunci nu se mai uită la Elena dintr-o când mai de titlu face. Dacă îmi zice cineva să mă uit la Elena dintr-o ea. Asociază cu supliciul călătorie. Și de întors a trebuit să iau un anxiolitic pentru că i-am zis lui Andrei, auzi, există cumva tren ceva să pot să plec cu trenul? Pe cuvântul meu, atât de tare mi este frică și fac atac de panică. Ia mă nene, trebuie să... Wow, păi, spre exemplu, acum la Cluj, când o să avem premiera pe 3 noiembrie la cinematograful Florin Piersic din Cluj cu piesa Menaj a Troa, alături de Sorin Misirianțu, care semnează și regia, îți dai seama că ar fi trebuit să mergem la Cluj cu avionul ca să facem 50 de minute. Ei, nu, noi o să plecăm cu 2 zile înainte, cu mașina, ca într-o excursie. Și noi un peisaj frumos, să mai petrecem și noi timp împreună. Îl luăm și pe Armin. Exact. Și mașina, ce crezi? Păi, nu. Păi, de ce să facem noi 40 de minute până la Cluj? Pe bune. Lasă să facem 5 ore. Mai drăguț. Să vezi tu ce familie drăguță ai. Să faci 5 ore până la Cluj sau să zbori 40 de minute? Exact. 5 ore până la Cluj în cazul nostru. Și 12 ore. Da, și 20. N-am cum să fiu egoist și să nu îi respect această frică a ei. Și nu ai ce să... Asta nu știu, cine n-a avut atac de panică, n-are cum să înțeleagă. Da. Cine a avut atac de panică. Jess Nobil. Frumos. E groaznic. Wow, deci am atins un punct sensibil aici, nici nu știam unde se ajunge. La nebine sau la greu? Andrei, asta e pentru Andrei. Okay. Să nu știi să zici bancuri sau să râdă lumea faz la bancurile tale? Mamă, e grea asta. Nu m-aș bucura să râdă fals oamenii la bancurile mele, dar nici să nu știu să spun bancuri. Ba da, e mai bine decât să... Am oameni falși care să râdă. De ce ar râde fals? Mai bine să nu știu să spun bancuri. Oi, găsi altceva de făcut. Mai bine să nu știu să spun bancuri. Adevărat. Da? Am zis bine? Da.
Sunt de acord. Da, nu-mi place. De ce să trăiesc într-o lume falsă? Corect. Să mă îmbăt? Mamă, ce bun sunt, cum spun eu, ce bun, cum spun eu, uite cum râd așa. De fapt, râd fals. Pe bune, m-aș minți pe mine. Eu fiu râd. Mai bine nu știi. Mai bine nu știu. Ce nu știi, nu te doboară. Și-a dat-o direct. Da, da. Se plin de vorbe, de duh. La nevine sau la greu? E și pentru tine. Aha. Să stai o lună singur sau singură în Maldive sau să câștigi 50.000 de euro? Să câștig 50.000 de euro ca să plec cu familia. În Maldive! M-am gândit și eu la asta când am... Păi da! Luna aia trece repede și dacă ești singur, n-are niciun farmec dacă nu ești cu omul drag. Lasă că dacă te duci în Maldive, nu mai vii singur de acolo. Da. O lună de zile. O lună de zile. Și dacă iei 50.000 de euro, hai, ce mai mergi în Maldive? Hai, facem altceva. Da, corect. Hai să zugrăvim. Zbor cu avion. Nu mai ai zbor cu avion. Adevărul e că la cât costă să zugrăvești, vezi că mai pui niște bani. Dar noi nu mai zugrăvim, că ne dai tapetul din ăla de la prietenii tăi. De la Vlad, de la frumos. Le leagă, mă, vezi cum se leagă frumos. La nebine sau la greu? Să nu poți face sport niciodată. Așa? Sau să mergi pe jos în fiecare zi câte 10 km până la magazinul din oraș. Să nu să fac merg sport. Pe jos. Eu să nu fac sport niciodată. E, ce să spun? Cum 10 km până la magazin, 10 km în fiecare zi până la ce te mai? Păi până te întorci se face iar foame. Nu. Hotărât. Deci aici răspunsurile sunt diferite, da. Pentru că eu ori de câte ori îmi fac antrenamentul, Andrei spune, hai că vin să stau, îl fac acasă eu. Și zice, hai să vin să stau cu tine, să nu-ți fie urât. Și după 10 minute au sforăit. Wow. Nu, că nu-ți sforăie. Stai un pic, nu-ți sforăie. Faci așa. Păi da, dar ea nu spune tot. Pentru că noi ne-am luat de curând un scaun de masaj extraordinar pe care ți-l recomand, în care n-apuci, de programele au 20 de minute. Și cam după 10-15 te ia, frate, te scutră, te faci. Și gata, mi-a dat cu... Ăla e antrenamentul. Îți dai seama cum îmi fac eu antrenamentul meu. Îți dai seama ce greu e pentru ea. Cineva lângă mine care doarme și este leșinat. Și vrei să spun că greu eu îl duc? Tu știi ce greu să te relaxezi la asta și să auzi... Dom'le, ar putea și eu un pic mai încet, pe bune. Și nu fac chiar așa, fac... Da. Mai ales când stăm în planșă, alea ultimele 3 minute, mă și 30, da. 3 minute jumate, te rog frumos. 3 minute jumate stai în plank? Da. Faci și lateral plank? Nu, doar așa. Pe... Okay. Încearcă și lateral plank. Nu, că e cu mașina. Și... Păi de ce crezi că am bubat aici? Ah, de la plank? Da. Aveți și aparate acasă sau doar... O bandă, atât. Bană? Și bine... Bine, ganterele mele, salteaua, sacii de picioare. Binge imensă. Wow. Din alea. Deci aveți o cameră specială pentru... Nu. Am o băncuță în care mi le pun pe toate frumos. Am stupat și avem o fereastră în living în fața căreia am pus banda pentru că ea din când deschide ușa și vine de pe terasă aer curat când e aerul cald afară, când e frumos afară. E frumos, da. Mamă, ce povești, mă, băi, ce viață frumoasă aveți, îmi place. Deci e, păi normal că ți-am zis partea frumoasă, nu știu să-mi zice pe ea. Partea vrută grație la ea. Aia că nu e întrebare, aia nu era acolo scrisă, dacă era scrisă ziceam, da, așa, nu. Nu schimbăm regulile în cursul jocului, în timpul jocului. Sunt mortal. Să se strice câte ceva la mașină în fiecare lună, sau să nu știi nicio limbă străină? Să nu știu nicio limbă străină. Nu știu nicio limbă străină. Lasă că facem limba gimnastică. Ia uite, păi cum să bagi bani în fiecare lună în mașină? Ia uite, mânuțele. Știi cum mă fac înțeleasă? Mă așteptam la asta? Păi cum? De ce? Ia uite, păi vinzi mașina. Dar să învețe ei românește. De ce să învăț eu limbi străine? Asta e bună. Păi, principiul franțuzoilor. Nici nu vor să... Chiar dacă știu, nu da, nu vorbesc, da. Un orgoliu de nu se poate. Așa e. Da, deci preferați să nu știți nicio limbă străină. Ce răspuns originale dăm, vezi? Păi da, oricum am învățat spaniola de la telenovele.
Limba gimnastică. Nu, păi, nu, că deja e stresant să ți se strice tot timpul ceva la mașină. Apropo, acum lăsându-mă la o parte, apropo de limbi străine, este o replică, o replică, un pasaj foarte frumos la Umberto Eco, la Numele Trandafirului. Este spus, acolo e scris în latină, dar n-are rost să mă murdăresc de latină la gură, dar care înseamnă câte limbi cunoști, atâția oameni valorezi. Și mi-a plăcut asta și mi-a rămas în minte, apropo de limbi străine. Deci, dai seama că încurajăm oamenii să învețe limbi străine. Da, mașina am spus-o vine, eu, că nu sunt eu așa deștept, a spus Umberto Eco. Da, mașina o vine. Mergem cu metrou, că vorba aia. Și la Cluj tot metrou. Nu, asta e cu gluma cu Clujul, că mereu e... Că de ce nu e mai bine la Cluj, că ei n-au metrou. Wow, super, am râs și la asta. La nebine sau la greu? Yes. Să pierzi contul de Instagram sau să pierzi portofelul cu toate actele în el? Firar Instagram-ul! Să fi... Na, tine nu, tu ești addicted. Nu. Păi actele se refac. Păi ce alergi tu, alerg eu, normal. Pe cuvântul tău de onoare, că nu, tu alergi după așa acte, e, așa e. Că mașina eu am înscris-o. Online, și... corect. Are dreptate. M-am mâncat în funță, da. A prins foc. Așa e, da. Maică, păi zic de Instagram, da. Ultimele două mașini eu le-am înscris. Așa eu. Este. Pentru că domnul... Așa că intrați la ea pe Instagram, pe Grațiela Duban. Dacă vreți să vă înscrieți mașina, dați, eu... Și cereți să fac asta, că se pricepe la online foarte ok. M-am dus, am plătit taxe tot, mi-am făcut dosarul, da, la carte, recunosc. Tot. Shopping online. De acolo da. Ți-ai... Păi, îți spun, domnul, înainte m-a trimis la un nene... care mi-a cerut și eu blondă i-am dat pentru că m-a trimis soțul meu. Am înțepat o inima pentru 1000 de lei, mă. Și noi n-am făcut 1000 de lei. 1000 de lei. Știi cât am dat ca să-mi scriu mașina? Am plătit doar taxa pentru numere speciale. Atât. Care cât a fost? 400 de lei. 45, ceva 45 de lei, 50 de lei, ceva de genul ăsta. Nu mai știu exact ce a fost pentru alea. 10 milioane, cum erau atunci 10 milioane. Da, 10 milioane. Și pe ce mi-a cerut? După ce i-am duc, eu blond, nu sunt zgârcită. Nu, nu, este econom, așa este. Dar ți se pare normal să dai cuiva 10 milioane? Da, da, n-ai făcut nimic. Pentru ce? A venit cu numerele în dinți. Și asta acum îmi pare rău de bani. Asta ai făcut tu, că n-ai făcut nimic. Da, exact. Am crezut că îmi cere bani să plătească nu știu ce taxă, nu știu ce. Și pe aceea că m-am interesat și am văzut că taxa e de fapt 7,65, 50, nu știu cât era. Am sunat bani și am zis, cine e omul ăsta? Tu te vorbește cu el că tu m-ai trimis la el, cere banii înapoi, că mi-ai scris singura mașina. Și ai luat banii înapoi? Nu! Nu, nu dar domnul... Domnul, ca stai că te am în telefon, vrei să te fac vedetă, ce te fac? Nu ți-a băgat mâna în buzunar. Tu, noi am acceptat. Adică eu. Deci adică tu. Da. Da, mă, și am zis, gata. Trebuie să dar următoarea întrebare, Jorge, pentru noi care este? Păi da, uite, vezi asta, mă gândesc acum dacă ție... Saved by the bell. Ți-e rușine să mergi la cozi sau ce? Nu, da, mie nu mai suport corzile, auzi, corzile. Gura păgător, e adevăr grește. Corzile, mă, nu coardele. A, mă, ce-am zis eu, ce bani. Vezi? Așa e, da. Ce-i păcat să nu-ți placă corzile? Nu-mi placă, nu știu să cânt la ele. Da, la alea de vioară sau de chitară? De violoncel, alea care au violoncel. Ce crezi, și la alea tot coarde se. Adevărat, da. Așa se zice. Deci nu mă scapă nimeni, da. Bine, mă. Bun, deci ai uroare de cozi. Da. Nu și mai... de birocrație și de să te duci acolo și să zici, uite, până la jurul. Doamne, de vână, dar ne spune și nouă în banc. Da, când... Da, dați niște ștampi la mai repede. Undeva și așa alei cu tine să deschidă ușa sau că îl știe cum lumea? Cum să deschidă ușa? Că să deschidă ușa. Nu ținem la asta. Noi... am vrea să nu beneficiem de chestiile astea pentru că ne vede lumea la televizor, ar trebui să fie pentru toată lumea ușa aia deschisă și așa ar fi de bun simț. Pe mine mă deranjează când de multe ori spun, mergeți în față, mergeți și în mai față sunt alții care sunt, mamă, sau când stai la All Inclusive, la noi la resort acolo, știi, ca să-ți arate omul că
E drăguț cu tine și că apreciază, probabil, atenție, ca să rămânem modești, probabil apreciază ce vede că ai făcut la televizor și asta e răsplata lui. Spre exemplu, stăteam la coadă la grătar, nu? La bol, inclusiv la noi, la Fenicia, și mi-a zis, pe seara noastră ne face să râdem, vă rog frumos, mergeți în față. Zic, cum să fac așa ceva? Nici măcar pe copilul l-am învățat așa, că mulți, el e copilul tuturor acolo, toată lumea știe. Și Armin, vino cu acest să-ți dau. Nu, eu stau la coadă, nu vin în față să-mi dați, chiar dacă... Serios, pe cuvânt? Nu mi se pare ok. Suntem egali. Suntem egali. Faptul că eu apar la televizor, care-i treaba? De ce să am eu un pas înaintea ta? Zic mereu, e muncă în văzut lumea. Da, e o meserie de vitrină și atâta tot. Da. Asta nu-ți dă niște drepturi în plus, vezi, Doamne, să... Nu e ok. Sau te duci la un spital. Păi ce, boala mea e mai șmecheră decât... Dar nu-i tristeț, e adevărat. Nu stau pe culoar la coadă și intru în față că sunt eu, Andrei Duban. Pe bune? Nu, și ăla amărâtul rămâne acolo și zice, lasă, a intrat după, mai stau eu un pic, chiar dacă am febră, ce nu-i? Știi? Nu e ok. Chiar nu e ok să profiți de chestia asta, de numele popular. Ta. Da, de popularitatea ta. Da, de popularitate. Să nu spunem celebritatea, pentru că e diferența popular, între popularitate popular și celebritate. Da, popularitatea, da, e un cuvânt corect. Nu e, de ce să-ți opui? Ok. Ce ați alege? Ma. Între o garsonieră sau un Lamborghini Urus? Oh, garsoniera, clar. Da, o, Doamne, iertă-mă, de tablă. Da. Bași bani în fiecare lună, n-ai văzut întrebarea trecută? Dacă ți se strică ceva, dacă ți se strică ceva la el, vinzi casa ca să repari. Vinzi garsoniera să repari Lamborghini-ul ăla. Nu, garsoniera n-ajunge. Garsoniera e sfântă. Doamne. Deci nu v-ați gândit să luați Urusul să-l vinde, să luați 4 garsoniere? Oh, și asta e adevărat. Ce frate. Deci de-aia nu facem noi afaceri. Adevărat. Avem ciungă în păr la partea asta. Ei, haide că faceți bani. Bă, tu ești de la ANAF? Da, sub acoperire. Jorge, de fapt, lucrează la ANAF sub acoperire. De fapt, el de asta ne-a chemat aici să vadă întrebări din asta. Deci you've been served. E așa prin învăluire, ci că... Ai fost servit. Figa, întrebările... Hai. Perdele de fum. De fapt, el avea sarcină sau... Da, mă, dar ați mers pe sigur, mă, garsoniera. Nu, ideea e că un acoperiș deasupra capului este... Băi, să zic una tare, am auzit-o zilele trecute și îmi place de mor. Zice că era la un semafor, un Ferrari din ăsta, sau cum ai zis tu, ce ai zis mai devreme? Lamborghini Urus. Urus, așa. Decapotabil. Și omul stătea la semafor și vine un orolac. Amărât, desculț, cu picioarele negre. Ce păcață-și gura. Dă și mie o țigară. Așa, ca între noi ăștia, care n-avem un acoperiș deasupra capului. Are acoperiș deasupra capului. Lamborghini, mașina, ursus ăsta? Da, nu e decapotabil. Ursus ăsta. E SUV. E SUV, da. Eu nici nu știam cum arată. Pe bleu au, că mi-aș lua săptămâna viitoare. Da, nu, că nu trebuia să zici, da, că dacă n-au pe bleu, nu-mi iau. Nu iau pe bleu, nu. Dacă au pe bleu, iau săptămâna viitoare, cum? Îți iau și ție pe roșu, dacă da, nu vreau roșu, alb. Alb. Frumos, da. Aveți așa vreo vis din asta, așa, de vreo mașină din asta? Sau? Nu. Știi că e cea mai frumoasă mașină? Nu cred că am rămândă, dar zi-o tu. Cea mai frumoasă mașină pe care... La care visez, este cea pe care o ai. Ce drăguț. Așa mă învață să gândesc, știi? Ca să nu-i cumpăr ursul, da, la de care ai zis tu, să nu-i cumpăr ursul. Să fiu mulțumită cu mașina pe care o am. Care nu se strică în fiecare lună. Slavă Domnului. Și pe care eu am înscris-o. Să-i mult, da, să nu uităm. Nu a uitat nimeni. Îi mulțumim pentru mașinile pe care le avem, crede-mă. Avem una electrică, full electrică, și una termică pe diesel. Și suntem foarte mulțumiți de ea. Aveți și electrică? V-ați băgat la electricitate? Da, pentru că noi stând în Otopeni, sunt multe drumuri de făcut cu Armin. La polo, la fotbal, la școală în fiecare la zi, voci. La voci, spectacol. La noi la teatru și se duce. Și deci așa, seara frumos, o băgăm în priză ca pe telefon și e mult mai rentabil ca... Da. Și plus că nu plătesc parcarea. Mai ales că îl păcălim pe plicușor Dan ăsta și nu plătim... Taci că poate cine știe te aude și punem mâine să plătim parcarea. Da, da. Mulțumim, domnul. Asta voiam să zic. Nu. La nebine sau la greu? Mai am două întrebări, ca să știți. Ok.
Că intră Armin la facultate. Dacă mai stăm un pic, intră Armin la facultate. Să frămânți și să faci 50 de cozonaci sau să zugrăvești în toată casa? Olelei. Al păcălim? Cu aparatul tău din bucătărie? Păi, a zis să frămânți. Da, nu merge cu păcălele. Păi fii atent, dacă e să ne luăm după gândirea pe care a avut-o Jorge mai devreme, putem să frământăm cei 50 de... Tu să frământi și eu să zugrăvesc. Nu. 50 de cozonaci îi vindem și cu banii aia plătim să zugrăvim. Să zugrăvesc cineva. Vezi, am învățat ceva de la podcast. Bine, bine de tot, bravo. Hai, Rașela, să mergem. Vins tu cozonaci și Lamborghini. Și ultima întrebare de la nebine sau la greu. Să ajungeți în vacanță și să fie hotelul overbooked, să nu mai aibă camere, sau să trebuiască să iei tu numele de fată al Grațielei. E foarte frumos numele meu. Cum e numele tău de fată? Teohari. Da. Și să știi că m-a păcălit când m-am căsătorit. Nu e adevărat. Ba da, m-ai păcălit. Hai, nu, lasă-mă în pace, lasă-mă să mă gândesc la hotel. Hai, recunoaște. Lasă-mă că schimb hotelul. Povestește tu că se gândește el. Zi-mi cum a fost. Ce ți-a promis? Schimbăm hotelul, dacă e. Fiind familie de fete, tata tot timpul se plângea că nimeni nu o să-i ducă numele mai departe. Și eu, ambițioasă fiind, a zis, eu o să-ți duc numele mai departe. Și când m-am decis să mă căsătoresc cu domnul aici de față, el a mers la primărie și eu am spus, vreau să-mi păstrez numele meu de fată. Și când a venit de la primărie, mi-a zis așa, uite, am vorbit acolo și n-ai cum să-ți păstrezi numele de fată. De ce? Păi trebuie ori eu să am numele tău și eu nu pot să-mi-l schimb că sunt Andrei Duban. N-am zis așa... Nu cred că ți-ai zis așa, eu sunt Andrei Duban. Nu cu mândria asta. Nu cu mândrie. Nu, nu mi-a plăcut asta. Îmi pare rău. N-a băcați-vă un pic, hai, băcați-vă. Nu, că vrei să vezi unde o mângă, nebunule. Toată lumea cred că vrea să văd. Să afle. Să afle. Ăsta va rămâne secretul nostru. Adică așa? Ori nu se poate să... Zic, dar măcar să mă cheme Grațiela Teohari Duban. Nu, nu ai cum. Trebuie să ai doar... Hai, recunoaște că până ai fost tu foarte drăguță și generoasă și ai acceptat să... Nu, pe cuvântul meu de onoare, că așa mi-ai zis, că trebuie să iau doar un nume. Da, mă, nu, a fost, uite, nu mi-am aminte exact. Ei, ce minte aveam eu acum 14 ani? Nu, a fost ceva cu copilul. A fost ceva cu copilul, că numele copilului atunci nu știu ce se întâmpla și a fost ceva și cu copilul. Da, numele copilului. Ce mai vrei și după mine atunci, dar în ziua de astăzi... Îl chema Armin Duban Teohari. Și când se ducea la un și spunea, cum te cheamă? Armin Teohari, bine, ultimul să stingă lumina. Și ce să vezi, chiar una dintre surorile mele și-a păstrat numele, soțul ei a luat numele de Teohari, deci se poate. S-o fi putut la ei, poiu. S-o fi putut la ei. S-o fi Rașmaier. Deci se poate, a zis. S-o fi Rașmaier. Da, e numele personajului ei din Menajatura. Sofie Rauschmeier. Rauschmeier. Când vedem Menajatura. Începând la București, nu știu, o să fie în noiembrie, spre sfârșitul. Trebuie să așteptăm programul de la teatre. De la teatre unde suntem angajați, ca după aceea să putem programa pe asta la participare. Și în câte piese jucați acum? Spune tu la Creangă. Cred că la Creangă sunt în 5 piese, la Vanguardia în 2, 7 și cu asta 8-a piesă. Wow. Iar eu am la Național una, Secretul Familiei Poschet, la Vanguardia am Toc Toc și Iubitos Rămân Dator. Și din 10 n-am mai rămas niciun, dar joc destul de rar acolo, că suntem doi actori pe rol. La Teatru Dramaturgilor Români joc Plicul. Și la Pitești joc într-un spectacol, un singur spectacol de revistă, Dacii și Românii, alături de Anca Țurca și în regia lui Dan Tudor. Și nu încurci replicile niciodată? Nu, Doamne. Hai, Jorge, pe bune, tu vorbești. Cântecelor, Jorge, când. Păi nu, dar mi se pare așa, cum faci? Adică înainte de fiecare spectacol... Nu știu, am jucat doar în două piese paralele. Și te-am și văzut. Am văzut în Romeo și Julieta. Romeo și Julieta, așa ne-a plăcut foarte mult. Acum nu te periem.
Dar ai cântat că n-ai extraordinar de frumos și de curat. Da, mulțumesc foarte mult. Și mie mi-a fost mult, spectacolul meu de suflet. Și chiar ți s-a potrivit. Este? Da, da, se vedea, să știi. Joc nicio... da, da, se vedea că... că-ți dar nu puteam să joc mai mult de două spectacole în paralel, adică în același timp. Mi se părea... De ce? Nu știu, că mai voiam să fac poate și altele. Poate antrenament, dar sunt sigur că poți. Da, 8 spectacole la tine și tu 6 sau câte, mi se pare, wow, mult, adică... Asta ne-e meseria, domnule. Asta ne mulțumim lui Dumnezeu că sunt... Strana sufletului ăsta. Sigur wow, că... Felicitări. Că doar nu ne-o duce pentru bani acolo. Clar. Serios, nu. Păi se strâng de la 1, la 2, la 8, la 10. Da, așa. Ăsta insistă. Așa. Fie, da. Da. Da, eu n-am mașină electrică. Nu mașină electrică. Strâng oamenii cu... proscrisoare ceva. Ne-a zis domnul Horeca că s-a strâng. Aveți 8 spectacole. Da, 8 spectacole. Așa, așa, unde? Lamborghini, da. Cozonaci, cozonaci. Lasă, păi, și dacă mă întreabă până ce, și unde-s banii, Uite-mă, unde, aici. Sunt banii în pungi. Ținem banii în pungi. Unde? În pungi. Uite în astea. Dar știi că l-a întrebat Ițic Păștrul, zice, măi, Ștrul, măi, dar ce tu faci, tu ce faci cu banii, măi? Așa, eu îi dau la săraci. Serios? Și din ce trăiești? Din dobândă. Oh, mama, asta e bună, rău. Wow. Da, mă bucur că ți-a plăcut. Da, mă bucur, mă bucur. Asta voiam să zic, eu n-am mașină electrică, deci clar sunteți mai bogați. Ți-am zis că îmi trebuie să venim, da, mă. Cum? Dar tu ai Lamborghini din ăla, la da. Știm noi. Păi nu l-am văzut parcat. N-am. Păi de asta ai și pus întrebarea. M-ați confundat, Dorian are, nu eu. Serios? Are Lamborghini, dar din ăla, nu știu cum zice, Aventador sau nu știu cum, din ăla mic așa. Michael Jackson, pe bune? Da, ce n-ai văzut. Tare. Bravo lui, să stăpânească sănătos. Ce tare e bordura când o luăm. Oh, ce urmă. A, mă, știu, așa e cu vulpea, știu cum. Da, da, când că dacă n-are. A, păi nu, mă, că eu nu sunt prieten cu bordurile. Da, 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 eu, da, nu, da, exact. Nu, că eu vreau să parchez așa din când nu și mai ai unde să parchez acum pe bordură, știi, că e plin de stâlpi. Da, da, și... au plus de stâlpi. Care a fi avut contractul cu stâlpii, s-a făcut și-a luat Lamborghini. Da. Și acum înjură că și el l-a pus. Și acum unde mai parchez? Unde parchez, da. Dai seama că e o problemă așa asta. Dragilor, vă mulțumesc că ați venit la vorba lui Jorge. Sunt ia uite fericit. Când ne-a ce... pentru atât am venit. Ce repede au trecut 3 zile, bă, incredibil. Hai, mă, nici n-am simțit. A trecut o oră jumate. Nu știu, nici n-am simțit când au trecut 3 zile. Uite, Andreea mai scria aici. Dar nu mai zic. Dar cât e ceasul la tine? Că am văzut altceva la tine pe telefon. O poză cu gagică. A, e bine, da. Aveam impresia că e mai târziu. Nu, păi n-ați spus voi că până la maxim 11 noapte putem să stăm. Da, trebuie să-l sunăm pe Armin să vedem dacă s-a culcat. Păi ia sună. Ia. Da? Ia sună, ca să nu... Am zis să nu facem pauză. Sunt eu sau sunt tu? Sună-l tu, că ție... Ție-ți răspunde. Bună! Sună-l tu, că ție-ți răspunde. Ai, mă... Ce? Nu-mi pune pe speaker. Da, de ce? Dacă înjură. Mă, la 11 ani să înjure așa. Bună, ce faci? Bine. De ce nu dormă la ora asta? Pauză. Gurița, mă auzi? Pe ce am vorbit, mă, puiule, mă, că la 10 jumate să fii în pat? Alo? Da. Zi, Armin. Da. Bă, m-ai trezit din somn, zi, Armin. Da, m-ai trezit din... Uite, salută-l pe Jorge. Bună, Armin. Bună, bună. Asta trebuia să-i spui lui tati. Păi tu m-ai trezit din somn. Că bă, nu le învăța să mintă. Glumesc, da, mă, da, da. Glumesc, Armin. Nu, Gorița, ia-ți, ai mâncat? E opțiunea asta, dar am decis să fiu cu minte. E opțiunea asta, dar am decis să fiu cu minte. Ia-ți, Gorița, ai mâncat? Ce ai vorbit? Jumătate. A, înseamnă că te-ai sătură. Man. Bine, Gurița, hai, te rog din suflet să te aud. Pui Shanghai. Și cu sos de la bun. Te roagă, tati, să te bagi la Nanicta, să nu ne fie greu mâine dimineață. Armin, pupat, știi pa. Să zici un banc? Da, bravo. Hai. A scăpat. Hai zi, bă, la pe care l-ai învățat de la tati. Care? Unu. De la tati. Wow. N-are bancurile la mine. N-are bancurile la mine. Hai, mă, nu forța. Ăla cu ouă, Gurița. Știi, eu puziure, mă. Nu forța copilul. Întreba, dacă știi ăla cu ouă, ți-l amintești? Da, dar e puradel, foarte puradel. Hai zi-l că-i drăguț. Nu, gata, mi-am reamintit de unul mai recent.
Spune. Sper să fie cu prostii. De lini mănâncă cel mai sănătos. De ce? Pentru că mănâncă fără euri. Fructii, banani. Legumii, carni. Fără euri. Dragul de el. Foarte bun e. Bine, Armin, mulțumim frumos. Armin, te pupăm. Probabil l-a spus tata deja. Nu, puiule, nu l-am spus, nu, guriță. Hai, te-am pupat, noapte bună! Pa! Spele ochișorii, dințișorii, da? Da. Pa! Pa, guriță, pa, pa. Oh, e bine că nu doarme. Pupit gada, mă. Mamă, ce-l bat, în somn îl bat când ajungi. În timp ce dormi. Păi, noi glumim, sper, ca să se zice că practicăm violența domestică și o încurajăm rândul copilului. Nu, 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 din potrivă, nu, nu. Chiar nu. Și oricum la Armin nu merge. Da, la Armin, da, țipi odată la ea. Da. Și eu. Da, sigur. Și eu. Și chiar cu papucul de cauciuc. Mamă. Aveam câteva perechi pe spate. Ai mei n-aveau bani de psiholog, știi? Ce? La Armin, dacă ții mai tare de așa, sau îi spui, sau te răstești la el, sau nu știu ce, îl bușește râsul, nu e obișnuit cu violența în familie. Și noi îți mulțumim că ne-ai invitat. Sunteți minunați. Și să știi că eu te urmăresc pe Instagram și pentru cei care ne urmăresc. Am tot vrut să zic de la începutul podcastului că eu te urmăresc pe Instagram și faci zilele mai frumoase, să știi. Credeam că te referi la Grații. Păi nu, pe Grații ăla nu... Păi dacă n-a zis când fac zilele mai frumoase, zic, a văzut pozele alea în costum de baie, știi ce am zis? Nu, nu, acum, sincer, nici nu urmăresc, dar asta e. Da. Nici nu prea am în costum de baie. Da, mă știu, dar am glumit, că nu-mi dai voie am glumit să văd ce îmi spune. Uite, vezi cum e Grațiela Teohari. Uh-huh. Da. Pe Instagram, da. Vezi? Îți plac glumițele mele de pe... Da, îmi plac foarte mult postările tale și... Mă uit în fiecare zi la ele și chiar eu și soția mea ne trimitem unul altuia când postez. Ce drăguț! Serios, asta cu Tetris să mă spart. foarte bune. Deci în fiecare zi, deci te felicit, te faci treabă extraordinară. Te fur și eu îți dai seama că nu sunt ale mele, Doamne iartă-mă, dar mă bucur că oamenii îmi zâmbesc și asta este scopul. Mă gândesc, dar să știi că eu și soția mea ne trimitem unul altuia. Uite ce mai scris tâmpitul ăsta, uite ce... E bună, foarte bună, foarte bună. Acum înțelegi energia lui pozitivă? De ce l-am luat? Aia cu girafa, iarăși, Doamne. Deci nu, sunt tari. Intrați pe Andrei Duban pe Instagram, că are niște postări foarte mici. Să știi că secretul energiei mele bune este foarte simplu. Este ea. Ea scoate tot ce e mai frumos din mine. L-am plătit bine înainte să venim aici, ca să zică lucrurile. Ce frumos. Vă pup, dragilor, vă mulțumesc. Mulțumim și noi. Voi știți ce umblă vorba lui Jorge. Umblă vorba lui Jorge. Să umble vorba lui Jorge datorită vouă, dând share și like acestui video. Trimiteți prietenilor dacă v-a plăcut ce ați urmărit în acest podcast. Vă pup, capul sus, nasul jos.